Mâine gala. Da. Ești decis în continuare? Da. Păi te-ai gândit la ceva, la o strategie, la, nu știu. Cu Bianca. Ok. Deci cu mine și cu Robert. Da. Bun. Nu mă sustrag de la nimic. Ba da, dar toată casa asta știe că mai jigni și tu. Dacă e să tragem linie, toți am zis. Păi, a fost așa, Laurenți, la tine a fost mai intens. Tu ai jignit-o pe aia, ți-a spus în alt context. Ea nu te-a jignit direct. Da, sora. Dragii gemene. Dar vorbește frumos, Laurenți. Dar ce ți-a zis? Pe tine, frate, cu Radu gemene. Sau că... Ce a fost? Și asta a fost insultă, vragii gemene? Sau ce? Și asta păi, dar de ce tot faci asta? Hai să ne dăm pe spate. Că dar de ce tot faci asta? Nu înțeleg care e problema. Vezi, Doamne, ce v-am zis. Bună, Ionuț! Bine! Bună dimineața, Mihaela! Bună, iubitul meu! Ziua! Sărna! Zemer înseamnă inimă! Adelin, dimineața a fost când m-am trezit eu! Cum te simți? Mai duc o masă! Bine! Cum? Ne-am pastramă și ne-am luat setea pe toți! Te-a trecut! Ce faci? Nu știu ce să zic! Zemer! Am plâns, m-am descărcat, gata! Nu pot să rămân în același loc mult timp! Dar nu o să fie un loc în care o să te marchezi sau să te afecteze pe viitor sau chestiile astea. A fost poate doar o scăpare, nu? Sau chestiile astea. O să mă afecteze probabil, că nu-ți trece așa de la o zi la alta. Dar momentan chiar nu vreau să mă gândesc la asta. Eu ieri nu îmi doream să fiu cumva prea nu știu, rece cu tine, doar că îmi doream ca să se închidă subiectul. Că nu voiam să mai așa, că plângeam. Chiar și ți-am zis, dă-mi pace, când eram pe scaun. Deci pur și simplu mi se părea că gata, încep a plânge acolo. M-am abținut mult și gata. Tu n-ai vorbit cu mine despre treaba asta acum că tu ești afectată de ce se spune în online sau... Dar eu n-am fost atât de mult afectată. A fost așa un moment de slăbiciune în care s-au adunat mai multe. Nu e vorba doar de online. Eu cred că, nu știu, cred că mereu am fost așa. Așa că, cumva, nu-i ceva nou pentru mine. Înțelegi? Oricum, cum spunea și doamna Andreea, tu ar trebui să te vezi perfectă. Și ești perfectă. Da? Bun. Nu așa simplu. Nu-i convinut. Bun, așa o să fac. Mulțumesc. Dar ce faci? Ți-am spus mereu că ești și eu te văd cea mai frumoasă și ești. Ne contează pentru ea cum se simte ea în piele. Păi asta zic ea aici, e mai important cum se vede și sau nu. Păi asta și-am zis că în momentul în care eu nu mă văd atât de bine sau, nu știu, am o zi mai proastă, dar eu mă vedeam bine ieri, nu știu de la ce m-am apucat, dar în momentul în care eu am o zi mai proastă, încep să cumva orice mic lucru îmi sublinează asta. Dacă chiar pentru mine nu era un deranj, nu aveam o astfel de reacție, dar cumva dau crezare, nu, la ceea ce se spune sau dacă mi se spune ceva. Și poate o persoană nu o face cu intenție rea, pentru că au fost momente, s-au mai făcut glume în casă, pe vai cât mănâncă Bianca sau cât nu știu ce, și poate în acel moment nu m-a lăsat afectată, dar mi-am adus aminte, cumva mi-a rămas acolo, atât. Dar da, am mâncat mâncare, nu este ceva greșit sau... Mai sau... să mănânci, păi nu, dar zic asta, adică de cardan. Să ajungi să mănânci din cauza că o să spună cineva ceva, mi se pare strigător la cer să... Dar nu, chiar au fost glume, nu știu, ieri am dat un exemplu că și Robert mi-a făcut o glumă și mi-a zis că e doar o glumă. Dar a fost de mult, dar cumva eu fiind deja îngrijorată, mi-ai spus tu mai de mult, a, Bianca, tu mereu tai torturile, ceva așa. Eu?
Da, dacă tu. Știi să tu. Stai, mai de mult. Da, așa că l-ai aprins, l-ai activat. Mai de mult. Da, a fost. Pedeapsă. Ai zis Robert s-a activat tot, au nebunit. Minte. Pedeapsă. Ai dat temă de conversație, gata. Auzi, Robert a luat ora. Dar n-am zis cu conotație negativă. Adică tu ai făcut o glumă pentru că chiar eu mereu am tăiat tortul în casa asta. Orice s-ar fi întâmplat, eu eram acolo să tai tort. Asta înseamnă că ești ospitalitar. Așa pe cariera. Da. Păi tu după mi-ai explicat, dar pe mine, în acel moment, eu am simțit-o altfel pentru că eu m-am simțit altfel. Ah. Înțelegi? Și cumva lucrurile care au fost puse m-a afectat foarte mult, cred că după, poate pe moment nu m-a afectat atât de mult gluma lui Radu, a fost ok, adică am vorbit cu el și a cerut scuze, dar după, cumva, oamenii pe internet au luat cuvântul ăsta și mi l-au adăugat la mai multe cuvinte care deja se spuneau despre mine. Cumva, dacă se spuneau X, Y și Z, acum se mai spune și buldozer. Ieți un și cuvânt în plus. Asta cumva mă doare. Și pur și simplu s-a umplut paharul ieri de la un nimic. Adică chiar nu m-am gândit și nu merită să plâng după două ouă, nu era vorba de asta. Cumva mi se părea că se pune foarte mult accentul pe mâncare. Da, păi știi cum e ideea, Bianca? În general știi bine că oamenii ne caută slăbiciunile și ne atacă cu ceea ce pe noi ne deranjează, cum și eu am fost atacat la rândul meu de foarte multe ori, cum că îmi cade părul, tu ai deschis de foarte multe ori tema asta, că trebuie să fac implant, că am asumare, că din nasos nu mă scoate lumea, că am nasumare, adică sunt diferite lucruri, dar acum contează tu cât de multe l-aș afectat. Ne spunem lucrul la mine. Da, adică eu Radu, știu foarte bine că și tu la rândul Radu. Tu la rândul tău te lega de ținutele mele, de diferite lucruri. Și cumva e karmic, da? Asta vrei să spui. Dar ți se pare corect? Absolut deloc, deloc. Tocmai am recunoscut atunci că am greșit și îmi pare rău. Asta chiar îmi pare rău. Da, oricum, nu-i vorba nu de asta. Nu e corect deloc. Și cât despre pedeapsa ta, Laurențiu, chiar am insistat să nu ți se dea nicio pedeapsă, nu am considerat că ești vinovat în vreun mod, că nu ai avut treabă și nu era ouăle problema. Mulțumesc. Și nici eu n-am considerat că meritam o pedeapsă. Ne-ai adus clătite? Nu. Nu? Nu v-am adus, nu. Mulțumim. Nu, asta el cu Antoni au aceeași chestii. Întâi ne dezamăgesc și după aia vine plătit. Nu am simțit plătit. Eu așa, ca ce chestie, Lorena nefiind aici, nu știu, nu m-am simțit eu să vă aduc eu vouă altor femei. Dar nu i-ai mâncat ouăle, Lorena. Exact. Nu, pur și simplu, nu simt eu să aduc altor persoane. La mine a fost întâmplare. Vrei să vorbim pe rând sau dacă nu vorbim deodată? Dar n-ai terminat, ai luat o pauză. Dacă bine, dacă când termin, nu zici acum că am făcut pauză, că mai trebuie să gură de aer în piept, dacă consideri că e pauză, poți să zici. Când termin, în fase. Nu, frate, nu, că de acum ridic o mână când termin. Alte persoane trebuie să gătească pentru tine? Cum? Alte persoane trebuie să gătească. Nu trebuie să gătească, nu. Păi vezi? Poftim? Păi vezi? Nu, eu așa nu simt că e cazul să fac eu, să aduc eu clătite pentru altcineva. Nu am simțit. Dar nu aduceai pentru cineva în special. Așa, păi aduceam numai pentru voi și nu am simțit că e cazul, plus că după ziua de ieri nu am o stare așa bună. Dar ce s-a întâmplat ieri? Mai multe așa și am mai explicat și ieri și poate și melodia ce a ales-o Antoni mi-aduce aminte că cumva era melodia mea și a ei. Da, bun, dar Antoni știe că... Dar nu e un deranj cu ales el asta. Pur și simplu mi-a adus mie, mi-a amintit niște lucruri și îmi pare rău că nu am putut eu să fac lucrurile astea ei sau nici măcar n-aș mai putea să le fac. Mâine e gala. Da. Ești decis în continuare? Da. Păi te-ai gândit la ceva, la o strategie, la... nu știu. Cu Bianca. Ok. Și cum o să motivați? Păi da, dar stai așa că sunt șanse să poate fi ea eliminată. Adică ți-am mai zis chestia asta cu certul acasă, probabil susținătorii tăi te vor vota mai mult. Sunt unii care te vor vota din ce în ce mai mult numai ca să nu ieși. Deci cu cine vreau, frate, să fie? Cu oricine are și persoana respectivă care va fi cu Laurențiu în față va fi în pericol. Bianca n-a... Ambele persoane care vor fi față cu Laurențiu. Nu, ideea e că el își dorește să plece, dar știu. Bianca nu își dorește să plece. Adică la modul... Asta e așa că Bianca n-a părut afectată acum când a zis la orică. Da, cum adică? Nu contează dacă mine, da. Stai că abia mi-a spus eu, încă n-am avut dreptul la replică. Eu am spus de multe ori că nu vreau să fac parte din nicio strategie și chiar de multe ori am făcut parte involuntar și mi-am luat eu sperieturi. Și mie nu-mi place să fiu în față și nimănui nu-i place. Că nu e nimic sigur că
lumea nu-l mai votează sau ceva, sau oricine ar fi în față pe el, că până la urmă Laurenț e totuși un concurent destul de votat, cred. Păi așa, și ce e de făcut? Bine, că poate este cel propus de favorit. Dar Laurenț, tu te referi să scoți, să reușești să fii cu Bianca în față prin voturile băieților sau prin votul favoritului? Oricum ar fi. Ce mai trebuie o persoană, nu? Robert. Să nominalizați voi o fată, dacă ar fi prin Robert. Robert. Păi nu, bine, cu cine vrea să fii? Deci cu mine și cu Robert. Da. Bun. Și crezi că o să-ți iasă? Păi așa aș avea cele mai mari șanse. Deci acum când Robert se apropie, nu știu, de Catinca, Catinca de Robert, eu sunt într-un cuplu cu Ionuț, tu vrei cumva să ne faci ceea ce ți-au făcut ție? E o răzbunare? Nu e niciun fel de răzbunare, Bianca, dar zi-mi tu niște persoane mai potrivite care aș putea să fiu în față. Eu zic să-ți vezi de viața ta și să așa spui tu, dar eu am măcar să știm sigur că Radu e foarte votat. Știam asta și sunt sigur că cel mai bine ai fost cu Radu în față. Păi, dar Radu e favorit. Depinde cine. Păi dacă e el, ce cu? Stai așa un pic și poate nu le-au și ce, iese. Ai că... N-ai cu... Ai mă, și de unde știți voi? Poate le-a Bianca. Dacă le-a Bianca, ești favorit acum. Păi clar e și mai votat aici. Dacă le-ai tu Bianca, l-a scos pe Radu. Adică clar e și mai votat aici. De cine o să scoți? Băieți, mie mi se pare mai corect, nu știu, și din partea ta, Laurențiu, să o lași puțin așa mai să vină de la sine, înțelegi? Adică fără dacă vine strategii de la sine, și poate asta nu mai vine niciodată dacă vine de la sine. Dar de unde știi? N-ar trebui să implici oameni cărora le poți face rău involuntar. Înțelegi? Pur și simplu tu... Ai fost în locul meu și știi cât ai vrut să pleci. Am înțeles. Păi, eu m-am cerut, dar atunci nu se făceau astfel de strategii. Și când s-a întâmplat lucrul, au fost trei gale la rând fără eliminare și apoi s-a anunțat finala. Atâta tot. Bun, și tu în clipa, dacă era să dai timp înapoi, n-ai făcut același lucru ce vreau să-l fac acum? Eu atunci am suferit prea mult. Și eu sufăr, atât. Nu plâng și nu eu, arăt, da, îmi doream să merg acasă, dar nu a fost strategia bună pentru mine, înțelegi? Da, uite, de exemplu, eu nu pot să oblig pe nimeni, doar vă rog atât. N-aș fi fost aici dacă aș fi plecat atunci. Da, uite, de exemplu, Laurențiu cu Lorena, adică să zicem că Lorena vrea să plece după tine acasă. Și noi spuneam să fie în față cu Bianca și, nu știu, cu Robert. Și pleca unul din ei doi, pentru că noi nu ne-am așteptat ca Lorena să plece în situația în care ea a fost cu Cosmin și cu mine. Giulia. Cu da. Deci, Catinca. Niciodată nu știm, Catinca. Adică tu degeaba da, mă, Cristina, da, eu iau și eu ca ce consider eu că ar fi mai ok. Acum vrei cu cine să fiu în față? Mai ok ar fi să ai răbdare, să știe lumea că este o bot în primul rând. Să știe lumea că este o bot în primul rând. Păi stați, hai să o luăm diferit. Deci Ionuț Stoica, Ionuț, când a fost la eliminare, cu cine a fost? Cu mine. Mai țin. Cu mine. Cu tine și cu mai cine? Și cu Robert. Sau, nu știu, cu mine a fost. Cu mine. Da, împreună. A fost toți trei, da. Aia zic. Patrick. Patrick a fost cu mine, cu... Nu știu cu cine. A plecat în gala. Adică ne gândim cu Ionuț. Că... Deci acum e rândul tău. Nu, ideea e că... Da, eu ies, eram ce treabă. Mai n-aș vrea să despar niciun cuplu. N-aș vrea să despar niciun cuplu, pentru că știu eu ce figură mi-a fost când am fost acolo în față. Păi asta zic. Ai dat pe ani nici nu am alte variante. Da? Ai altă variantă, să mai ai o puțină răbdare. Nu știu cât mai ține. Sau să lași să se voteze așa cum e normal. Fiecare ar trebui să voteze cum simte. Poate oricum fetele te-ar fi votat, Laurențiu. Foarte bine atunci, mă bucur. Dar ideea e că va fi în față, că dacă chiar ajunge în față și vrea să plece, nu știu, măcar să fie sigur că poate să plece. Dacă eu o să-mi aud genul explicație, Bianca, te votez pentru Laurențiu și așa, și risc cu tine pentru binele lui și risc așa, mie nu o să-mi fie, nu o să-mi pice bine explicația asta deloc. Ori îmi dați o explicație că da, v-am făcut, v-am despărțit, v-am împăcat, v-am așa, ok, dar să-mi spuneți mie că vai, te scoatem ca să facem strategia, chiar nu-i ok. Fiecare ar trebui să voteze cum simte. Nu știu, cu cine se înțelege, cine consideră că merită, nu merită, cum vrei, din opinie proprie, nu din cauza că... Na.
Deci cumva vrei să zici să nu facem strategie și să voteze fiecare cum simte? Da, eu sunt sigură că tu poate Radu ai simțit să mă votezi și poți să mă votezi. Dar zic, sunt oameni cu care chiar n-am avut nicio problemă și mi s-ar părea super ciudat. Chiar de exemplu, uite, Antoni de m-ar vota, el care acum a format un cuplu, să mă... Care a avut nevoie de tine. Da, și să-mi spună, Bianca, te votez pentru Laurențiu, că așa e strategia. Păi mie nu se-mi combină. Gala trecută nu m-ai votat pe mine? Păi eu o să te votez, nu-i problemă. Nu, că voi aveți o chestie. Nu, gen, gala trecută lor era încă aici, nu? Eu? Eram față. Eu pot să te votez pe tine, pentru că noi am avut conflicte, de asta și zic. Persoanele deci nu-ți care nu-ți pasă cum ar veni de ceva, cunoaștere. Să mă votez. De nou, de cine ar păsa de relația ta? Dacă ție nu-ți pasă de cunoașterea mea. A fost un vot de la mine, Laurențiu. Păi și dacă mai primeam încă două, iar ziceam să rămână Bianca, nu? Da, și tu m-ai votat. Când? Eu nu te-am votat gala trecută. Gala mai trecută. Nu e adevărat. E adevărat. Cred. A votat tot Mihaela. Nu e adevărat pe Mihaela, am votat-o și înainte cu o gală pe Catinca, pe tine nu te-am mai votat de foarte mult. Eu nu mai știu. Dar cred că mai ușor mi-ar fi să mă votezi tu decât să mă jignești. Dar stai mă, cum te mai jigni nimeni, stai niște, nu mai te... Păi asta zic, fiecare ar trebui să voteze așa cum simte, nu cum... Păi băieți, așa, dacă au drag de mine și mă vor fericit, o să mă ajute. Da, și o să riști cu altcineva și tu să mai rămâi aici o săptămână și după aia să ai pe ei pe conștiință că o despărțiți alții. Dacă ție nu ți-a pusat de cunoașterea mea, mie de ce să-mi pese de-a ta? Ăsta că nu i-a va despărțit. Stai mă, dar i-a dat un vot fără să nu interesează de mine dacă la sunt cunoaștere sau nu. Nu era un cuplu. Uite, și lor n-am văzut. Stai, Laurențiu, că și lor n-am votat pe mine. Păi dar de ce? Pentru că m-a votat ea pe mine, nu? Păi stai așa, nu că nu se leagă. Cine dă foc și după aceea vezi, așa. De ce a luat foc pădurea? Păi a dat foc. Tu te certai cu Bianca. Eu nu am votat niciodată pe Lorena. Că te ceri tu cu Bianca. Păi și ce, mă? Da, Bianca, Lorena m-a votat pe mine. Când? Acum, gala... Și cine a votat, mă? Nu i-a votat pe mine. Nu, păi voi doi vă puteți vota, că voi aveți clinciul. Păi stai, mă, dar ea a început, mă. Poate, dacă nu vota Bianca, cu ea, Bianca nu m-a votat pe mine, crezi că Lorena te-a votat pe tine? Păi asta zic, gen, votați-vă voi. Lorena te-a votat pe tine pentru că ea avea supărare cu Bianca și cumva... Dar îi zic, eu am votat-o pe Lorena. L-a votat pe el pentru că Bianca m-a votat. Da, asta zic exact. Dar eu n-am votat-o pe Lorena ca să... Lorena oricum nu e aici ca să mai spună încă o dată, dar e clar de ce a votat. Ea și a spus, cum tu ai votat, așa și eu am votat. Ideea era că alegerea la mine era între cine era? Cosmin, Laurențiu sau Robert. Păi asta. Dintre trei persoane și ai primit doar un vot, Laurențiu, dintre aceste trei persoane, cu cine eu nu mă înțeleg sau cine am probleme? Nu știu, atât, tu să-mi zici ce punem atât, pe nu știu, cine te-a făcut femeie ușoară? Hai, Radu, lasă, pune, a fost și ce se pune pe primul loc? Respectul sau relațiile? Laurențiu sau nu a fost pedepsit niciodată pentru că m-a făcut cumva. A avut două voturi, Laurențiu. Asta zic că nu te-a pus nimeni pe primul, Laurențiu. Radu, m-ai făcut și tu în tot felul. Fiecare m-a făcut în tot felul. La rândul tău ai făcut pe fiecare. În acea săptămână... Acum a dat-o în tine. Cum și cu la rândul tău ai făcut pe fiecare. Pe cine? Hai, iară, se începe. Hai să discutăm pe Laurențiu, pe mine, pe Robert. El cât m-a jignit, el a început, oameni buni, era bun, mă, dacă eu te-am jignit, aia nu înseamnă că tu nu m-ai jignit? Nu te-am jignit. Cum, mă, boschetar? Și cât am zis că în 4 ani să ajung boschetar. În 4 ani, dacă o să continui așa, în 4 ani să ajung boschetar. Te-ai uitat la episod? Doar de la mine a venit pe tine. Laurențiu, tu în episod mi-ai făcut așa, ce, înainte mă, ca eu să tu zic. Făcut, cum ai făcut? Nu, înainte eu n-am zis. Tu ai început primul și iar tu. A fost de ambele părți, nu încerca să te sustragi. De multe ori ai făcut așa. Nu încerca să te sustragi, că a fost de ambele părți. Tu prima ai început de fiecare dată. Femeie zero, nimic, tot felul. Cum? Mă, dar cum poți să te sustragi, mă? Eu am înțeles, te-am jignit, recunosc, dar se știe. Dar păi eu mă sustrag. Și la tine se știe, mă, toată lumea știe. Eu nu te-am jignit. Nu? Bă, cum m-ai jignit tu? Dar de câte ori m-ai jignit, mă? Dar nu e o problemă, a fost discuții de ambele supărare, dar nu te sustrage de la lucrurile astea că m-ai jignit. Nu mă sustrag de la nimic. Ba da, dar toată casa asta știe că m-ai jignit și tu. Da, toată lumea a jignit pe toată lumea aici. Păi aia dacă aia e sustragem linie, toți am zis chestia. Da, fost așa, Laurențiu, la tine a fost mai intens, tu ai jignit-o pe aia, ți-a spus în alt context, ea nu te-a jignit direct. Da, sora. Ce faci, măi? Răjigemene. Dar vorbește frumos, Laurențiu, te-a făcut pe tine frate cu Radu sau că... Și asta a fost insultă, răjigemene? Sau ce? Și asta păi, dar de ce tot faci asta? Hai să ne dăm pe spate, că dar v-am de ce tot faci asta? Nu înțeleg care e problema. Vezi, Doamne, ce v-am zis.
Păi da, gata, că da, gata, dar nu mai exagera, mă, ce te-a deranjat pe am tine? Am înțeles. Vezi? Uite, vreau să vorbesc. Care te-a deranjat? Vreau să vorbesc cum vorbește oricare persoană de aici din casă. Ce atunci? Termin, Laurențiu, pasă. Ce v-am zis, mă? Ce v-am zis? Bianca, acum de ce plângi? Ce s-a întâmplat? Hai, lasă, Radu, nu, acum nu începe și tu. Ce s-a întâmplat, bă, ce am zis? Ce se întâmplă? Multe se întâmplă aici în casa asta. Hai, calmează-te și calmează-te, că parcă s-ar mie cap. Eu sunt foarte calmă. Ce s-a întâmplat, Cristina? Ce ai? Vorbesc ca să mă aud, că mi se spune că vorbesc cam încet și vreau să mă aud. Așa. Și ce s-a întâmplat? De ce țipi? Cum? De ce țipi? Ce s-a întâmplat? Păi nu mă aude la oricum, vorbește prea tare. Eu te aud foarte bine, te aud foarte bine. Dar niște, nu mai te-o sublinează când se aude prea tare, când strigă prea tare. Nu subliniez, dar văd că nu mă aud. Am încercat să exagerez, să subliniez, că v-am zis vrăjii gemene, nu cred că v-am... Vrăjii gemene? Da. Wow, stai seama, e extraordinar. Dar să-ți aduc ceva, să-ți aduc ceva de băut, mai poți? Da, aduc, uite, mai poți să-mi pui aici. De acum, dacă vrei, zic cu dumneavoastră, înainte să... Mai poți să-mi pui aici suc. Vezi, un pic că nu-i chiar așa. Cine nu mai vreau, nu. Dar te cred, dar cine e cea mai bombă? Cine e bombă de aici din casă? Plixit și gata. Gata, nu, mai de dacă vezi că-ți bați capul atâta și gen, tu încerci să expui un argument și nu se înțelege, nu, mai te și te lași afectată. Dar nu mă las afectată, pur și simplu sensibilă și gata, nu te mai cred, vreau. Te cred, dar eu, e ok, accept sentimentele astea și cum te simți astăzi, e ok, e o perioadă mai așa. Ești om. Și am încercat să fiu veselă, să intru cum trebuie, dar nu ai cum, că dacă se strică, se taie filmul într-una, deci dar nu pot. Dar nu mă plânge. Dar nu mă pot opri, deja gata, s-a început treaba asta. M-am plictisit total, deci total, mi se pare atât de nedrept. Te cred. Ce i-am făcut acum, de exemplu, Bianca? Am încercat să-i argumentăm că și ea... Lasă-ne să vorbim. Ăsta. Te rog, lasă-mă să vorbesc. Eu te las să vorbești, că doar... Bun. Noi am adus argumente că și ea la rânduina și clipă noi în trecut. Adică, da, băi, e o chestie de ambele părți. Păi și noi ne-am oprit, mă, ce am zis astăzi. Nu prea v-ați oprit. Ești imposibil, mă, știu. Unde ce am zis? Ce am zis astăzi, femeie? Nu prea v-ați oprit. Ce am zis astăzi, femeie? Mai lasă-mă. Ce s-a întâmplat asta? De ultima dată cine a jignit? Mă, frate, ai extraordinar. Eu înțeleg, da. Am zis să-i dau pace. I-am dat pace. Ia ce îmi zice? Vezi, mă, de suferința ta ca și cu... Da, dar nu te-a jignit. Ia ce e sufletul meu. Ia de ce intră, frate? Înseamnă că nu dore... Tu i-ai spus. Bun, eu înțeleg asta. Pentru tine. Poate așa vrea înseamnă să facem. Ea dacă nu tace, nu respectă așa de mult ce avem noi doi. Adică nu. Să stau în banca mea. Tu știi că am stat. Știu. Bun. Ideea e că să nu aduci jigniri. Ai ideea. Aia e singura chestie. Jigniri. Atacul știu cu invers. Nu știu, că nici mie nu-mi place relația ta, sufletul cu Ionuț. Ai altceva, știi, dar să nu aduci jigniri. Ai toată ideea. Jignirea, acolo e problema. Vrei să treci de relația ta? Mai bine treci de relația noastră decât să o jignezi, sincer spun. Dar nu ai cum să schimbi nimic. Nimic. Decât să te descarci tu. Atât, să te descarci tu. E bine să te descarci tu de tot ce ai acumulat. Că e normal, ești tu mai strâns aici, ai stat atâta. Ai îndurat atâta, e normal să fie așa. Reacțiile tale sunt omenești. Cine e cea mai frumoasă? Catinca nu mă ajută. Și plus la asta voi sunteți bărbați. Pe voi nu vă afectează. Gata, ai spus, ai dreptul. Ai păcat. Ca femeie, ia micolera și trage noi. Trage noi dacă e femeie. Lasă că-s bărbați. O băgăm aici? Hai să le băgăm aici, vrei? Ironii. Le punem aici? Hai să le punem aici. Vrei un pahar cu apă? Nu, cafea că nu o să se facă, o să vreau. Dar nu mai vreau să stau pe conexiune, să stea, să vorbească, să facă. Că, Doamne, ferește, cum întorc discuțiile astea. Deci, cum am ajuns de la hai să nu facem strategii, să votăm cum simțim, la vai că tu m-ai jignit, că eu te-am jignit, că nu știu ce s-a întâmplat, că nu ți-asum, că nu știu ce. Dar așa se zice, pentru că toată lumea tot ce spui eu e personal și aduce să-ți aducă aminte că și tu nu ești perfect. Înțelegi? Tu chiar dacă tu ai avut un scop bun, din cauza clinciurilor și a tot ce s-a acumulat aici, toată tensiunea din casă, toată lumea are impresia că dai gunoroi în alții, știi? Da, păi, na, hai... Da, bai, eu zic să ne oameni. Calmăm, totul o să se întâmple exact așa cum îi se întâmplă. Da, și noi avem familie, cum și voi aveți familie acasă, da? Dar ce? Care, noi avem familie. Care e vorba de familie aici? Și noi avem dacă familie. Ne face și pe noi păi... vrăjii gemene. Plânge maică mea acasă. Dar voi ce sunteți? Acasă. Sunteți vrăjii gemeni și... Gemenii crem. Nu-mi ziceți așa, că jur că... Eu nici nu pot să aud cum mă faceți așa, vrăjii gemenii, nu pot. Bă, ce-am zis? E un desen animat pe...
Dar bine, știa de ce a început să plângă. Două surori care sunt... Hai, că știi deja de ce a început să plângă, nu? Că suntem sensibile, nu? Și a sărit, a fost sensibilizată de ieri cu ceea ce s-a întâmplat. Așa. Și acum, din nou, a sărit toți. Că nu, ce? Că tu ai făcut... Adică toată conversația se axează cumva pe Bianca. Nu, dacă despre ea e vorba la modul... Păi doar Bianca. Și dar eu Bianca am o discuție care ea zice că eu jignesc și ea nu. Toată lumea s-a jignit. Laurențiu, aici e normal, v-a jignit unul pe celălalt. Eu cu ea cel puțin, eu cu ea ne-am jignit reciproc. 100%. Exact. Ne-am dat grave, puternice, urâte, ne pare rău, dar amândoi ne-am dat unul la altul. Exact, și la un moment dat v-ați oprit. De mult. Nu poate să se sustragă să-mi zică, bă, eu am stat și am luat și le-am luat pe spate și eu nu ți-am zis cu nimic înapoi. Că nu e așa. Da. Mersi mult. Ieri plângeam, ieri, alaltăieri plângeam eu în brațele tale și acum plângi tu. Tu nu plângă în brațele tale. Nu plângi în brațele mele, dar plângi, plângi în aceeași încăpere cu mine. Eu sunt păcat cu ideea, nu-i port pică, nu supărat pe ea. Și a fost, a fost, dar au fost din ambele părți. Nu poți să vii tu acum, după 3 luni, după ce s-au discutat subiecte, zile în șir, ce clinciuri am avut noi, să zici astăzi, domnule, numai tu ai zis. Nu e așa, nu e chiar așa. Ești puternică, dar eu știu că încerc să cer ceva de la oameni care probabil și posibil să nu poată să-ți ofere. E ok? Da. Tu ești tu, indiferent de ce zice lumea și ce faci lumea. Pur și simplu nu mai am chef să stau acolo, vreau să stau aici. Dacă asta simți, ok. Stai aici. Bun, poți să te duci dacă te plictisești. Unde se vorbesc? Unde se vorbesc cu el? Că nu vezi ce e aici. S-a întâmplat, a fost, a trecut, ok, am înțeles-o. Nu înseamnă că noi empatizăm cu ea și cu suferința ei și cu ce se întâmplă cu ea. Chiar empatizăm, crede-mă, chiar empatizăm. Da? Da, empatizăm, că suntem oameni. Tu empatizezi? Da, empatizez eu. Am empatizat odată și cu tine. Da, păi da, când eram bun pentru tine, atunci am empatizat, dar asta e altă discuție. Dacă empatizezi, acum empatizez cu suferința ei. Nu mai încerca să răscolești și să... Ea încearcă să răscolească și cumva să se eschiveze și de la faptul că a spus și ea la un moment dat. Nu, da, doar atât am spus. A zis. Că la nervi, am vrut să scot în evidență, să spun accent, că la nervi toți poate ne-am spus vorbe urâte, ceea ce nu e frumos, nu vrem să facă nimeni de acasă asta, nu ne dorim, e urât. Sau nici în glumă, măcar, nici în glumă, adică nici cum. Nu e ok să ne spune lucruri urâte. Da, că noi o percepem ca și glumă, dar cei de acasă și încep și arunc cu valuri de hate-uri. Păi uite ce a zis ăla în emisiune, hai să zic și eu, știi? Și mai ales bine, acum oricum, cea mai urâtă a fost asta cu vrăjii gemeni, asta a fost cea mai... Nu, după că de la asta a început să plângă, mă. La discuție, de la asta, cine s-ar supăra pentru... Cu copleșitul discuția, bătă, eu știu. E, Laurențiu a zis o idee în care Cristina de fiecare dată ia apărarea Biancăi, nu? Nu iau apărarea, vorbesc. Dar pasă pe Cleanță, mă, și se închiză ușa. Vorbesc cum vreau. Dar știu că cum vrei, numai că nu. Bine, dar cu altă tu mai vorbești luat apărarea. Altora pe acum. Wow. Eu mai vorbesc, da? Păi nu? Bate palma. Faci foarte bine ce faci. Dar ce fac? Ce faci tu așa, în general? De zi cu zi. Cum? De zi cu zi, așa. De zi cu zi? Am fost în vacanță și aș vrea să auzi. Și tu faci bine. Am adus eu de la auzi. Da. Mulțumesc mult. Mare dragă. Dar nu poți să ajung la nivelul tău aici. Păi, auzi, botea, ce se cânt aici? Tu faci prea bine. De ce tărăbane? Bine, hai, lasă. Vezi acolo. Original. S-a audit original. Că așa banal și așa sistem n-am auzit. De aici până în cuveit. Mi-e și așa, sincer, mi-e și așa să vorbesc cu el pe conexiune, că mi se pare așa că toată lumea, ai văzut? Îi comentează orice gest, orice... Și nu știu, mi se pare așa, iurea. Da. De asta mă și enervez și de asta mă și așa, știi? Gen, simt nevoia astăzi, zic, bă, gata. Urât, nu știu. Am impresia că acolo în casă nu prea există respect între ei toți, știi? Ei, nu. Față de Robert, nu, dar știi de ce? Că Robert nu a fost cu ei și cine nu s-a integrat în grupul lor, ei așa, știi, unul de altul se iau la mână, unul pe altul. Care și ce-a făcut, cum a făcut, că ei știu, na, prieteni, așa. Și nu aduc în emisiune, dar sunt prieteni, gen. Da. Înțelegi? Dar sunt prieteni de circumstanțe, nu prieteni. Da, da. Și de asta.
Robert, Ionuț n-au făcut lucrurile care le făceau ceilalți. Eu mă bucur foarte tare, sincer. Câteodată stau așa în cameră și mă gândesc, atât de tare mă bucur că este cu Ionuț în cameră și Ionuț nu e genul de băiat așa și aiurea. Și eu mă bucur de asta. Dar eu nu mă așteptam că Robert o să fie așa. Adică ții minte că ziceam că Robert o zis de bine, de bine sau cumva. Găsesc cum m-am așteptat, dar până la urmă și Robert o spunea că ne potrivim, ne potrivim. Și se înțeleg foarte bine. Ai, doamne, și eu nu zice că vă potriviți. Da? Da. Ce drăguț, mulțumim. Mulțumim. Puneam mâna în cochil și făcea, ia-ți mirea asta, ziua. Zic, da, curând. Vlad, Antoni, cum vă simțiți ca prima zi în cuplu? Asta bine, voiam să am eu discuția asta cu ea, dar ne-am... Adelin, îmi retrag întrebarea, o pune subiecte aiurea, nu trebuie să retragi și întrebare, nu mă mai întrebi. Ce zici, tensiunea asta în casă? Ce zici, Cosmin? Tensiunea în casă o văd prea mare. Pe asta zic și eu. Poate fi urața. Nu mă interesează. Eu zic că de acum încolo o să fie tot mai greu. Cum? Tot mai greu o să fie de acum încolo cu voturile. Nu știu, asta... Și eu cred. Mi-e frică să fiu fericită aici acasă. De ce zic? Că mie ca fix atunci când am un moment de fericire, mereu se întâmplă ceva sau se aduce ceva sau se întâmplă ceva, știi? Cu mine, cu el, cu oamenii, cu tot. Da, zice zâmbăt, am zis, mamă, fii atent că intrăm cu un vibe așa de weekend, toată lumea lejer. Ce faceți, fraților? N-a nici 15 minute. N-a trecut și deja toată lumea... Nu știu ce se întâmplă. Să cum mai e mai sensibilă? E clar, dar toată lumea... Toți avem momente de genul. Și când ești foarte încărcat, băi, deci când ești foarte încărcat și le ții mult în tine, nu. Băi, parcă explodezi și mai tare decât ai explodat dacă l-ai lăsat să treacă pe parcurs, știi? Să trăiești, să accepti ceea ce simți. Hai, Antoni, lasă-l pe Radu, vorbește cu Vlada. Păi nu, dar m-au întrebat ceva și răspund. Lasă-l pe Radu, aveți timp de Radu. Nu e nevoie, mersi, Giulia, mersi. Cu plăcere, după aceea nu ai timp să vorbești cu Vlada. Ce ai, te strânga didași? Chiar nu prea bine ce trebuie să am nisip în papuci. Am înțeles. Da. Gata, s-a terminat, sunteți bine? S-a terminat? S-a discau. Gata. Ceva de calitate. Numai că mă jignești. Stai, măi, că vrea să vorbească. Nu, lăsați să vorbească, eu nu vorbesc. Ah, ok. Continuați. Nici l-am auzit ce-o zis. Continuați. Dacă nu vorbește mai tare. Tu, curat. Păi trebuie să ajung să țip, să mă aud. Dar nu, e foarte liniște aici. Ai microfonul foarte jos, Andrei. Nu, cred că e foarte bine microfonul. În fine, hai să lăsăm astea că mă enervez, aiurea și n-are rost. Ce faci, Vlada? De ce te uiți așa? Dar de ce te enervezi tu așa? Așa, pur și simplu, tensiune peste tot și ne adaptăm și noi la atmosferă, nu? Prima zi ca și cuplu, a doua zi, de fapt. Cum te simți a doua zi, domnișoara? Foarte bine, abia aștept să te văd și să vorbim. Abia aștept să mă vezi. Mm-hmm. Și mai mult? Tu cum ești? Eu sunt bine, sunt foarte bine și mă gândeam la tine și chiar, nu știu, îmi fac așa niște... Nu știu, oarecum încerc să-mi imaginez cum o să decurgă lucrurile între noi și așa, în încercarea asta mea, n-am văzut ceva să meargă rău. Și cum a zis și doamna Andreea, ai văzut că noi încă mai descoperim lucruri unul la altul, dar consider că ceva prea rău n-am ce să descoperi, chiar eu, unul cel puțin în momentul ăsta, am încredere în tine. N-o să te dezamăgesc. Dar tu ai încredere în el? A răspuns ieri. 100%. Ah, okay. Asta voiam să aud, mă bucur. Și nici eu nu o să încerc să ajungă și la mine la 100% și să nu-ți mai dau niciun motiv să scadă de acolo, de la 100%. Și cumva ai simțit că și Radu și Laurențiu, când eu am spus chestia asta, fiecare ar trebui să voteze așa. Și după aia am zis, stai, și după aia am zis că dacă și-am dat exemplu pe Antoni. Dacă m-ar vota, mie nu mi-ar conveni. Și a spus și de ce. Știi? Și în acel moment ei s-au activat, gen în doi, Radu, care nu înțeleg ce treabă are cu asta, după ce Laurențiu și pe Radu l-a făcut în tot felul, dar asta a fost de mult. N-ai. Acum, știi care e ideea? Radu și Laurențiu cumva, cum așa?
Păi atunci hai să o punem într-o lumină proastă ca să, să o voteze și cu sufletul, nu pentru Laurențiu. Știi, și imediat. Că și tu ai jignit și Radu. A, că uite, ăla te-a făcut așa, că nu știu ce, că chestii, chestii, tot se adună, se adună, se adună. Ca să vadă lumea că de fapt există motive. Da, da, că există motive, da. Ce e, Cristinica? Ce e, asta să vorbesc. Am văzut, dați, trebuie, nu-ți mai bate gura, că am înțeles ce vor să facă. Eu n-am probleme. Vor să justifice acțiunile, înțelegi? Oricum, dar oricum am înțeles că e normal. Nu-i de-abia ce au venit cuplu, Antoni cu Vlada s-au făcut un cuplu, ar fi foarte iurea să dea și în voi care voi sunteți primul. E unul cele cupluri din casă. Încrederea au câștigat în timp, la fel o puteți și pierde. Corect, corect, corect. Încrederea se pierde rapid. Eu am preferat, în momentul când s-a supărat Vlada pe mine, am preferat să, oarecum, să nu vorbesc prea mult, să nu dau prea multe vorbe și să fie fapte. Ți s-au Cosmin, n-ai dormit azi noapte. Hai de mine, s-a terminat. Râde de mine. Vă că-i fac semne, Julie. Zis ea, Hela, te-a apucat vorbit acum când vorbesc cu completat ea cu faza cu încrederea. A pus și eu se uită urât la mine, Andrei. Dar și eu când vorbesc, e terminat. Nu, mă uit așa, în general. Te aștept la mine. Bine, amore. Ciao, amore, ciao, bella. Amore mio. Ciao, bella. Am impresia că oricum câteodată vrei să înțelegi ceva dar și... Dar nu pun la suflet, dar zic, adică simt așa chestia asta cumva și anume duo, știi? Laurenți cu Radu, deci sunt acolo, dar să fie mereu acolo. Le-am zis, bă, de toată ziua, Bianca, Bianca, nu e ok. Păi normal, că n-ați văzut ce eu zic, că ți-a zis ție vrăjii gemenele. Dar și, da și, da și ieri, și ieri, că nu știu, tot așa, mi-am spus părere despre situație și Radu vorbește direct cu mine. Adică am noi vorbim despre o altă situație, dar Radu vrea neapărat cu mine, mie. Pentru că el încă, încă, băi, el încă are asta în cap cu corabia, 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 corabia. De nou răstălniu corabia dacă asta. O iau așa. Dar să nu ne necăm. Nu, că noi știm să nătăm. Eu nu. Vă ajut eu, vă țin. Mulțumim, mulțumim. Lasă că tu ai un colac de salvare. Nu, s-a închis. S-a închis, normal nu că s-a închis. Încă. Eram deja să zic, normal că s-a închis fără noi. Da. Mihaela, ți-a prins bine discuția pe care am avut-o ieri? Da, Radu. Dar chiar, Radu, tu ce căutai acolo între ei doi? Păi erați grupați aici. Păi da, ei doi s-au retras în grei grădina. Și ce contează? Și păi nu ne-au deranjat. Ce, n-am voie? Nu ne-au deranjat. De ce? Mi-a dat un sfat bun. Că vrei tu? Poate aveau lucru să-i spun. Da, aveau nimic, ba chiar le făcea plăcere să vorbim. Dacă păi tu erai aici cu Laurențiu și cu Cosmin, Cristina era cu Ionuț și cu Bianca, dacă Robert era cu Catinca și cu mai cine, toată lumea era grupată și n-aveam ce să fac. M-am dus și eu în grădină. Te-ai simțit în plus și ce ai zis? Oricum e primesc. Și dat așa deoparte. Că știam că Catinca asta, Julia are glumele ei cu Cosmin. Da. Aveți voi acolo vrăjeala voastră? Avem, da. Ai glume cu mine, Giulia? Ai glume cu mine? Nu, că nu-mi permit. Are vrăjeală și Giulia, numai Cosmin. Doamne, ferește. Nici măcar nu ni se mai adresează nouă cu întrebările date către noi, se adresează ție. Dar ce? Suntem conectate, interconectate? Nu. Ce Radu suntem? Radu se adresează mie pentru că așa el îmi declară război. Să mă... Stai că începe așa. Doamne. Ce mai vrea, mă? Cu mine începe. Ce mai vrea? Ce cu mine? Dar mi-am zis și eu numele. Bianca, Catica, Cristi. Tenerife! Eu nu înțeleg ce vă ții, Cristina. Serios, să mă mor dacă nu. Măcar m-am făcut să râde. Ce se întâmplă? N-am nicio treabă. Așa trebuie să fie, Cristina. El acolo, tac, tac, și tu... Dar nu, că tot se aude. Ce să pun? Ai să trag leagănul ăsta. Dar tu crezi că asta ajută? Pe aia o poți? Ia. Doamne. Cristina, te rog eu. Tu crezi că nu o să se mai audă? Măi, nu m-a ajutat. Cum ar fi să te ajutăm să mutăm o plantă dintr-o parte? Noi să aducem copacul. Nu înțeleg, voi de ce sunteți așa rebelă? Duceți-vă, vorbiți pe conexiune. Trebuie să rup un fum de ei. Aruncă cu el, Cristina. Da, dar nu putem. E prins aici cu... Dar ce, suntem rebele? Da. Cum adică? Păi merge conexiune acolo și noi ne concentrăm pe
Dar, Giulia, ai mai încercat să-i mai cauți privirea lui Cosmin pe aici, pe-n casă, sau? Deloc. Și nu a găsit-o. Uita, prin dula pe aici. Era pierdută. A pierdut privirea lui Cosmin pe scări. Cosmin, dacă vine o fată acum pentru... Eu tot vreau să vină, dar nu... Și eu, de-aia stai tu așa. Și eu vreau să vin. Vezi că fără gesturi cu pernă. Poate ți-a duce o altă pernă. Dai seama că dacă e pe gustul lui, poate astăzi va fi ultima ta conversație cu Cosmin. Da. Dar n-are nimic, o să am conversații cu ea. Că să fie colega mea. Dar deja ați vorbit voi cu ea că vine pentru Cosmin? Nu, dar Cosmin așteaptă. Deja, tu deja ți-ai făcut tot filmul. Nu, Cosmin mi-a... Să știi că și Cosmin și-a făcut filmul cu... Da, Cosmin... Cam ce ai putea tu să-i spui fetei. Cosmin... Nici n-are idee cu el. De ce aș putea să-i spun. A, deci ce crede el că ai putea tu să-i spui apă de ploaie? E mic copil, da. Dacă ar intra pentru mine, ce ai spus? Deci nu-ți mai faci. Nu, no, mai. Dacă ar fi sensibil de acolo, nici nu, ar fi sensibil. Nici nu mai sper. No. Laura, dacă intră acum pentru tine o fostă iubită, la care ai ținut tu foarte mult. Ce să facă? Dar ce să caută să stea și cu mine în cameră? Nu știu. Ce să facă? Da, păi... Tu știi că aici, în casa iubirii, se întâmplă... E sănătoasă. Nu mă mai uit în urmă. Hai să manifestăm. Fiecare pe rând, da? Bine, să... Îmi doresc să vină o fată nouă pentru Cosmin, dar lui Cosmin să nu-i placă, să se întoarcă, să spună că cred că era mai bună ciocă. Mă, Laurențiu, m-ar deranja, ți-am spus, m-ar deranja să vină... pentru tine. Bine, nu că m-ar deranja pe mine, că n-am eu nimic cu mai tine. Mai mult decât dacă ar veni pentru Cosmin. Mamă, nu mai înțelege nimic. Nu, măi. Ideea e că eu am avut și am în continuare o prietenie cu Lorena și ar fi ciudat. Adică n-aș putea niciodată să o susțin în a face pași spre Laurențiu. Deci clar, deci dacă vine o fată, să o susțin să facă pași. Să nu vină nici pentru Cosmin, dar nici pentru Laurențiu. Da, să vezi ce o susțin eu pentru Cosmin, Dan. Ea e gagica mea. El e singur. Cum ar veni? Cum să o susțină Giulia o eventualitate? O faci pentru Lorena, cum ar veni? Da. Am înțeles, ok. Da, sincer, acum și mi se pare stupid că am plâns și de data asta. Și mie. Bă, nu pot, o sensibilă. Fata, dacă nu știu, când ai sentimentele astea, ai rămas așa de ieri cu starea pe da. Care ai avut-o și da. Acum te-a afectat. Că dar și dacă vine un om și zice, dă-te mai încolo. Și tu nu te-ai supărat în ziua respectivă, dacă ai fi dacă bine. Dacă ai timp, ca cine se dă mai încolo? Adică, de ce să-mi spună mie ei să mă dau mai încolo? Pe bună, să m-am uitat cine ești. Ci Tenerife. Dar nu trebuie să faci așa. Tenerife. Asta se pare un promo. Vine-ți la casa iubirii. Mă, nu mai pot. Păi chiar nu înțeleg de ce e un loc să mă distrez. Asta zic. Da, și bă... Auziți, dacă ne ascultați, ne băgați piesa aia din trend. Care? Da. Să dansăm acum, să le încurcăm, să le stricăm conexiunea. Cum ai zis, intrăm așa. Oh, dar care-i în trend? Piesa aia care am repetat-o noi. Dar cum se numește? Cum se numește piesa? Nu știu. Băi, dacă mi-o băgați, mă întorc la cum. 1, 2, 3, 4. Nu, coreografia de am învățat-o. Păi aia, nu, aia de ieri. Așa? Și gen așa. Dar eu nu știu coreografia asta. O știu, tu n-ai cum să o vezi, dar o să te descurci. Da. Și faci pac. Și cu telefonul. Da. Și după aia așa. Tac. Bam și... Dar care e, da? Nu mai știu care e, da. Ne faceți, vă rog frumos, o intrare frumoasă pe conexiune. Da. Vreau să intru dansând. Cum ar fi noi trei? Vreți și gemenele? Ne facem formație, ne facem band. Lasă. Lacrimi și suspine. Eu nu vreau asta să... e un nume de bender muzică rock bender. Foarte bun. Eu nu vreau să intru în asta. Da. Lacrimi și suspine. Ești conștientă că nu mai poate fi nimic între tine și Cosmin sau doar te agăți de o speranță? Că aparent nu pare că poate fi ceva între voi și te întreb așa. Aparent. Of, sunt glumițe, Cosmin mi-a spus că așteaptă fată nouă, mi-a spus că o să fie în cameră cu mine, mi-a spus că... Am fost aici. Așa, păi și atunci la ce mi-a mai pus întrebarea? Eu nu te întreb ce a spus, eu te întreb ce vrea să mă cunoască. Păi ți se pare că eu mai am ceva pentru Cosmin sau că mai încerc ceva? Eu cred că fata nouă deja a venit la porții închis în cameră.
Poftim? Eu cred că fata nouă deja a venit, dar o ții închisă în cameră. Giulia, ce aveți acolo pe masă? Gogoși? Ai intrat de luni și ne-ai dat drumul sau nu ce? Nu, avem gogoși. Ce e acolo? Croissant. Wow. Iară ți-i foame. Ce, voi n-aveți? Wow. Noi de ce au ele? Și noi? Păi ce aveți? Biscuiți. Acolo? Biscuiți. Ah, să nu-i dați voie lui Laurențiu să vină să ne mănânce croissantele. Păi noi trebuie să-i dăm camera. Nu voi, vorbeam cu camera. Ah. Mi-a zis în dimineața asta că e foame. Dar când nu, când nu e foame? Când ați rămas voi trei, nici măcar nu știu ce să vă întreb. Dar de ce? Cum? Nu, pe Vlada, noi nu pot să vorbesc. Nu. Avem nevoie de muzică, vă rugăm. Pe Giulia, pe cu ea. La mia, cum vine asta, da. Radu? Ce-i cu Giulia, ce? Că de tine te-am scos de toate subiectele. N-am ce să te mai întreb. Pe Vlada nu o să o întreb pentru că nu ne răspunde. M-am obișnuit. Și la Mihaela doar de băiatul ăsta de Adelin. Cum mine ai vorbit ieri? Și am și vorbit ieri, da. Am vorbit ieri în grădină. Și da, mi-a plecat și Vlada. Băi, ce le rămân acolo în grădină și aia e gen. Da, crezi că ne lasă? Păi nu știu. Uitați, noi avem aici un nou decor. Hei, Vlada. Dar ce frumos e chiar. Da, nu l-am văzut. Da, zic să lăsăm așa. E, ăla nu se vede. Nu se uită camera la tine. Ce e aia? A, l-am văzut ieri, Dar ce frumos e. Așa să lăsăm în voia sorții. Ăla e un premiu. Da. Spune că e un Laurențiu, e trofeu. Nu, ăla e pentru voi, pentru fete, dar stai să mă gândesc ce trofeu ar putea fi. Gâsca de aur și la voi. Cum mă, gâsca de aur, că era... Nu, e de aici. E de ceva de vrăj. Care crezi că de acolo? De vrăj. Așa pare. Dă-i lui Cristina. Nu mă bag. Cristino! Da, da. Cristino! Nu e aici, în grădină. Zic Chitina că vine. Hei, Vlada, unde te duci? Am zis că te aud, poți să vorbești. Unde te duci? Te duci tu în grădină? Nu. Fain, care e fain. A, bravo, așa vă să ce e fain? Ăla? Da. Vlada, ce faci? Bine, Radu, te ce faci? N-am ce să fac, trebuie să te întreb. Altfel nu te-aș fi întrebat, nu? Nu pot, n-am ce să parcă fac. Parcă fierbe un pic. Tu uite, aură, că n-am ce să fac. Nu, eu aștept să vă zic de întreb. De te bunește râs așa. Vlada? Da, Radu. Ce faci? Te-a pus cumva în dificultate faptul că te-a cerut de iubită? Nu. În cunoașterea ta cu el? Crezi cumva că e prea devreme? Nu, foarte bine că a făcut asta. Dar ieri, dar ieri când ai început să plângi, gândindu-te că se va despărți de tine, ți-a venit cumva vreun motiv în cap pentru care ar fi putut să fac asta? Păi ai zis, Bianca, că vine o fată nouă și mă gândeam, na, poate... A, ți-o zi, era frică cumva să... Nu, ți-a zis că așteaptă Antoni fată nouă, deci asta a pus-o oarecum. Deci ăsta era? Da. A, ok. Da. Eu eram acolo, dar ce vrea Antoni să zică, îi dă papucii, ce se întâmplă? Da, dar nici nu primi niciun mesaj, nimic. Da. Am avut grijă să nu... Acum te-ai simți mai sigură pe tine că ai intrat într-o relație cu el? Nu, de ce? Pentru că ești într-o relație cu el? Nu. Știi că eu nu s-a cerut la tine... Mulțumesc că apreciez. S-a cerut, dar nu a lăsat, da. Normal. Dar nici nu vreau să mă vad așa, acum asta chiar nu sunt simpatică. Asta ce conversații sunt? Cine vorbește? Radu vorbește. Cu Mihaela, sigur. Despre Robert? Da. Vă părăsesc. Hai, du-te. Ai grijă de papi. Cum? Ai grijă de papi. Să nu-i se întâmple nimic rău. De papi. De aia. Ce panteră. Turururum. 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 Nu? Antoni, noi ne-am gândit în prima fază că e posibil că a fost tu iubit al Vladei să-ți fi scrisă ceva ție. Să fi scris el da. Ceva? Da, că s-au așa mai ne-am implicat. Gândit. Adică... Au mai fost situații. De obicei... Foști iubiți așa toxici, încearcă să-ți bage, cum zici, e băiat deștept. Nu bețe, nu... puturugi. Puturugi. O fi băiat deștept, cred că știe că e apa mare. Da, dar nu cred să-i dea, nu m-am gândit la asta. Și dacă știi să nuate la apă mare? Atinca e mai bine, Bianca? Vin valuri. Și la valuri e problemă. Nu prea, că te ridică la mal, te duce la mal. Da, și când ajungi la mal, ajungi așa. Ajungi așa, mereu. Hai, gata, revină-ți. Tata, ce te bagi pentru mine? De ce? Nu ne ajunge cât hate avem. Păi și ce? Tu de ce te bagi pentru mine?
că așa simt. Păi nu, și eu simt. Ce vrei să fac? Eu, fii atent, eu, de exemplu, că văd că pot să discuții cu cineva și văd că sare așa pe tine, mă abțin. Păi, dar la un moment dat, nu mai pot să mă abțin. Exact așa, mă simt. Dar nu, da, se mai întâmplă. Nu mai pot să mă abțin și asta e. Și spun ce am dispus, bine, nu spun chiar tot ce am dispus. Când îmi dai câte o privire de asta, nu... Nu, eu au zis să nu mai plânge acum. Și să da, nu mai plânge. Și să nu mi-ai bagi seama și să fii indiferent, pentru că indiferența doare. Păi uite, n-am vrut să vorbesc cu Radu și Radu... Păi trebuia acum să nu bagi așa în seamă și să te lași afectată. Logic. Păi eram deja afectată când el a insistat. Dar tu nu contează. Tu ți-ai amplificat. A fi? Tu ți-ai amplificat da. Starea. Păi da. Da, Cristina, dar ce să fac? Așa a fost să fie. Acum, de acum încolo, deci de acum încolo, până se termină episodul de astăzi, astăzi este sâmbătă. De acum încolo, până se termină episodul de astăzi, nu mai ai voie să verși o lacrimă. Asta sau să ai ochii umezi. Sau să... Ochii trebuie să fie umezi, că îmi cad de sau să fii supărat, pentru că dacă se întâmple asta, eu, la hotel, nu o să mai fiu lângă tine. Și... Asta da, bine, țareu. Și o să mă supăr și o să plâng pe hol. Tatinka? Hai, ne stau în grădină. Faci? Bine, tu ce faci? Bine, uite, știi ce mă întrebam? Ce te întrebai? Nu știu exact care e prima pe listă. Dacă mai faci un platou din ăla azi, te-ai adus ieri și ca lider, nu știu, nu mai faci tu activitate, n-ai nimic în plan? Activitate? Un joc, o ceva, o chestie. Ce activitate ai vrea să facem aici în casă? Un concurs de 100 de flotări. De la 3 sași de cimente. Pe te băieți sau voi între voi? Activitate să găsești tu acum, care să ne implice pe toți să... Eu fac maxim 10. Să ne destindem. Tu poți să mergi la cărat de saci. Mulțumesc, Laurel, ce apreciez. Drag. Dar platou nu-l facă, poți să-l faci... Te-am văzut la mea, l-am cărcat la Pepe, asta vară. Platou? Ce cu el? Poți să-l faci. Să-l fac eu? Da. Pentru tine? Nu. Pentru mine? Pentru tine, nu l-ai cerut pentru tine. Dar tu ce ai, scad mâinile? Da. De asta e cu el așa. Eu fac platou doar pentru Robert, atât. Bine. Mă, dar cum vă vorbiți voi? Și când te gândești, Laurențiu, că nu mi-am mâncat desertul ca să mănânc clătită. Cum vă vorbiți voi? Dar chiar cu clătitele? Nu mi-am mâncat desertul. Nu simt nevoia să le aduc. Nici mie. Dar nici nu știu să vă explic de ce. Îți și așa supărat, îți și... N-ai bani. Da, mă, dar uite, Laurențiu, banii niciodată n-a fost o problemă aici. Auzi, mi-aduc aminte când Patrick a primit o pedeapsă, tot așa, înainte să plece da. În emisiune, să le aducă la fete înghețată, Patrick le-a dus înghețată și mai era nouă. Da. Mai aduc pe Patrick sau ce? Nu, nu gândesc așa. Gândeam că gen se poate. Nu. Ai fi mâncat și tu o clătită, Radu. Nu, a, nu, fiți la regim. Păi făcea una din, vedeam noi din ce, nu din făi. Dacă vrei să, dacă vrei să ne aducem aminte. Din poate, din general. Mamă, deci Radu... Pâine vă integrală. Vă aminte cu drag de mine? Ce vorbiți, mă, că să duc ceață de băia, vă știa să-ți nebunit? Nu mai ai nevoie, hă? De clătite. Susțin un stil de viață sănătos. Da? De chiar ieri era discuția respectivă și n-am vrut să plusez pe partea asta. Consider că o legătură de ceapă consider, sau... Nu mai legătură considera. De ceapă! Are ce vreau să zică. Ce fat? Hmm? Ce? Hai să-mi pun ceva de botul mai pe desete, vrei? Da, hai. Unde am? La? Hmm? La? Am mai multe. Of, știu. Ce cere? E bine, Bianca? Bine. Robert. Catinca. Este dar bine. Dar nu vreau să mă duc, că nu vreau să-i provoc... Nu, e ok, lăsați. ...vreoaltă... Da, stai liniștită, Cristina. Mulțumesc. Camera, acum poți să mă duc la Bianca, te rog frumos? Chiar are nevoie. Bun. Mersi. Dar ce-am zis, mă, greșit? Cine? Noi. Noi? Acum, da. Cu Bianca? Nu, acum nu a zis nimic a greșit, dar bă, cred că zis, da, n-a zis nimic greșit. Fata pur și simplu ieri voia să uite de subiectul ăsta și oarecum mereu își aduce aminte când vine vorba de jigniri, ea își aduce aminte de jigniri, de jigniri, de jigniri. Așa a zis și atunci. Ea pur și simplu de la ouă și-a adus aminte de jigniri.
Deci de la ouăle alea pur și simplu și-a adus aminte că băi... Păi și noi! Nu ne putem aduce de aminte de jigniri? Bă, faceți-vă jocul cum vreți. Dar nu ne facem jocul, șefule, că vorbim de realitate. Noi nu ne putem aduce aminte de jigniri cum vreți, și de ironiile ei. Supărați-vă cum vreți, părerea mea că... Și noi ne putem aduce aminte, dar trebuie să... Știi când e, și cum e chestia când... Când vrei să readuci aminte ceva, du-l aminte cu context cu tot. Părerea mea, uite... Asta e părerea mea, că trebuie să aduci aminte cu context cu tot. Băi, asta e așa un pic, de unde până unde m-a jignit pe mine oamenii. Hai să zic o chestie. Că și eu am făcut-o, că degeaba nu mă fi jignit. Hai să zic o chestie. Tu dacă a fost momente tensionate între amândoi. Cât interes reprezintă Bianca pentru tine strict, hai să zicem competițional, că poate n-ai nicio relație, prietenie sau așa cu ea. Cât interes reprezintă Bianca pentru tine competițional? 30%? Bun, pentru mine o persoană care nu pentru mine o persoană care nu reprezintă interes, uneori, nu zic mereu, uneori depinde și când sare calul. Îmi plac discuțiile cu tine acum, văd. Zi. Uneori pur și simplu nu simt să-i răspund, pur și simplu poate am și eu aroganțele astea ale mele și pur și simplu nu stau să plec capul să răspund. Și când îi răspundeai lui Giulia de o grămadă de ori și tu l-ai în gură cu ea. Dar stai un pic, eu am argument. Stai un pic, eu am argument. Eu am argument că zic, bă, te las să dai odată, te las să dai de două ori. Asta am avut argumentul ăsta și cu George. Te las să dai odată, te las să dai de două ori, dar mai bun. Bun. Termină. Te rățuie cu ea și că erai soră cu ea. Aș te rățui. Dar de unde ajungem noi la termenul ăștia cu rățuit? Păi, mă refer la faptul că te certai cu ea, tu spui că nu dai atenție. Asta vreau să zic, că tu ai zis că nu dai atenție și că încolo te certai cu ea cu la cot. Mă, păi se adună, da, dacă se adună, dacă... Păi și crezi că la noi, eu, vorbesc acum numele meu, le spun pe Laurențiu, dacă eu m-am certat cu ea, că la mine nu s-a adunat... Nu v-am argumentat că eu nu știu păi, ce e. Păi, asta zic, ai zis-o ca și cum noi nu am ignorat-o. Nu, exemplu. Ai zis-o ca și cum noi n-am ignorat-o și că trebuia să o ignorăm noi, să lăsăm noi de la noi. Păi bun, las, dar și la noi se adună. Ia uite-l ce rapid a fost. Dau doi. Dau doi, da. Sau iau cum a zis Radu. Bună, Ionut. Ciao. Uite, vine. Da, ești bine, ești bine. Nu ești bine. Deci fii atent. Nu, că a venit! Ai făcut așa! Dă-mi. Da, m-ai supărat rău de tot. Cum să cari? Dar cum? Cum să cedezi tu așa? Nu știu. Uite, e mai tare plâng. Ce ai zis? Da. Uite, trei lacrimi. Nu, de du-te. Patru. Vino încă. Bine, eu nu să nu mai las să plângă, că nu mai vorbesc cu tine. Eu fac amenințări din astea false. Tu, cea mai puternică, te-ai... Trece. Da, dar nu-mi place să văd așa. Păi și care-i sfatul tău sau până la urmă care-i... Mă, sfatul meu, dacă aș ști sau mai cum bine... cum ar fi trebuit să... Nu, dacă aș ști mai bine ce e între voi, aș putea să zic, bă, aveți dreptate sau bă, are ea dreptate, dar eu nu știu, asta e chestia, eu nu știu ce a fost între voi. Dacă ar fi acum să intrăm toți în casă acum și să văd pe ea că face într-un atacuri spre voi și voi ziceți, da, și bine. Și tu ce ai zis mai înainte, tot ce ai spus acum, era strict exemplu tău personal sau era o recomandare? Un fel de exemplu, da, eu am și zis. L-am întrebat pe Radu cum e el. Suntem până la urmă persoane diferite. Nu înseamnă că dacă eu trec cu vederea niște chestii și Radu trebuie să treacă cu vederea anumite chestii sau tu. Dar eu pur și simplu așa sunt. Și am dat un exemplu cum sunt eu. Că așa am făcut și am spus asta de mai multe ori în emisiune. Și cu George, și cu Catinca când tot o împingea pe Larisa să nu se apropie de mine. Și cu Giulia când tot făcea miștouri d-astea așa subtile. Tu nu trebuie să te lași. Adică tu știi că e ciudat, tu îmi spune mie să nu cad și cazi tu. Păi eu n-am căzut, că am vrut. Nu e așa. Era mai multe chestii. Știu, dar... Ce? Păi am explicat azi pe conexiune ce și cum și pur și simplu acum deja nu fiind afectată. Da, de... Încercând să fiu ok. Și mi-am exprimat părerea și am simțit așa că Radu și Laurențiu cum au făcut de asta echipă ca să încerce, știi, că eu dacă am zis votați cu sufletul, mi se pare o chestie frumoasă. Păi atunci da, că și tu ai jignit și tu nu știu ce și tot, care tot să... Adică cumva știi ca să justifice voturile pe viitor anualți. Dar nu o să te... Da. Tu crezi că eu mi-e frică să plec?
Dar nu e vorba de frică. Deloc nu mi-e frică să plec. Pur și simplu vreau să fie corect. Înțelegi? Nu mi-e frică să plec. Nu-mi place ce-i drept să stau în față, dar o să stau. Chiar vreau să văd dacă o să fie așa, că nu o să fie așa. Recunosc, gluma pe care am făcut-o cu Gianni a fost una fără motiv și nu chiar inofensivă. Eu așa am considerat-o a fi o glumă inofensivă. A fost proastă, chiar acolo a fost, a fost glumă, n-a fost jignire asupra ei. A fost cu tentă de jignire, mi-am dat seama după, dar a fost o glumă nevinovată, considerând eu așa. N-a pornit de nicăieri, chiar n-a pornit de nicăieri, are dreptate cu ea. Și mi-am cerut scuze și... Ești complet vinovat, aici e părerea mea și zic, ești complet vinovat. Dar cred că a fost un moment de copilărism de-al tău, care pur și simplu nu ți-ai dat seama. Da, băi, eram, râdeam și mi-a venit fraza respectivă în cap și da, a fost o glumă destul de urâtă și... Uite aici. De asta sunt conștient, dar au fost alte faze în trecut. Când noi ne-am atacat și ne-am jignit reciproc. Și pentru care tragem acum fiecare. Înțelegi? Și asta este. Probabil tu când ai făcut gluma nu te-ai dus cu gândul la ceva fizic. Te-ai dus... A venit bulldozerul gen... Da. De glumă sau așa. După aia mi s-a dat nuanța asta și... Adică se poate da și nuanța asta. Da, mă, normal. Nu mai plâng, nu. Apoi ce? Bun. Nici nu mai respir. Deci o fată puternică, știi? Iar nu e adevărat. Că ești o fată puternică. Pe ce nu ești? Nu pare. Azi nu. Azi. De ce început vibe-ul ăsta așa, de sâmbătă? Adică? În loc să fie calm, râdem, glumim. Dar eu lumea scoate ochii și aduc aminte de trecut. Vrei dansăm, să ne distrăm? Vrei dansăm, să ne distrăm? Vrei agitat, vai... Mai țineți minte coreografia? Da. Ai fetelor. Trece prin toate stările. Mai țineți minte coreografia aia, vrei să dansăm? Nu chiar, dar acum chiar e mai rasibil. Nu, el tot timpul a fost așa. Laurențiu, nu? În ultima perioadă, cât a fost bine cu Lorena, s-a mai abținut. Da. Pentru că avea, știi ce să vorbească. Dar acum dacă nu mai are, nu mai are aici pe Lorena, da, eu n-am treabă cu el. Dar nici el nu are treabă. Dar nici nu are treabă cu nimeni, numai... El acum te atacă și acum îți dă una rece, una caldă. Trebuie să-l înțelegem și pe el. Dar el așa a fost tot timpul, nu știu ce. Adică că a avut el o perioadă mai mică cu Lorena în care da, s-a axat pe ea, dar el și înainte și după. E foarte activ. Cameră. Lenuța, mă auzi? Vreau să-i dau și eu biscuitele astea Catinca-i. Poți să-i duc să-i dau? Nu? Nu? Mai. Astea nu-s pentru lacrimi. Nu contează, sunt șervețele. Nu mai plâng atunci. Că nu-s din alea bune. Cu astea nu poți să plângi? Nu. Numai cu alea se plâng, alea speciale. Care sunt de plâns? Dar nu mai vreau, gata. Nu mai plâng. Gata. Mi se pare că vorbești gol, rău. Nu zici nimic concret. Deci nu zici nimic, dar vorbești. Da, îmi ceriți mie, Păi tu vorbești două ore și te ascultă și nu zici nimic. Eu v-am zis ce aș face eu și până la urmă mă întreabă la ore. De unde a pornit asta? De unde? Noi am făcut greșit sau consider că am făcut greșit sau altfel ar fi trebuit să reacționăm. Asta încerc, că nu înțeleg care e rostul tău. Dar nu mi s-a părut că ați exagerat, nu știu, acum, uite, să zic în momentul ăsta când a început să plângă, tu oarecum ai început să te enervezi că a început să plângă. Sau te-ai enervat pe Cristina? Pe Cristina. În momentul ăla când a început să plângă, tu începusi să... Ești bine? Tu începusi să țip, termină-te. Nu râde nimeni. Dar nu știu, ești bine? Că nu înțeleg nimic de ce zici. Deci în momentul ăla când Bianca a început să plângă, tu ai început să țip și Bianca fix atunci a plecat. Și eu ce să fac? Nu înțeleg ce zici.
Eu stând aici și stăteam cu perna așa, am crezut, bă, vorbesc ei, ei știu ce vorbesc, eu nu înțeleg nimic, eu nu înțeleg, poate n-am prins firul, știi? Și stăteam așa, dar n-am înțeles nimic. Eu vă zic sincer, eu la ce m-am gândit, că tu ai început să spui lucrurile astea, mă gândeam cumva că e Vlad, prietenul cu Bianca și ce cumva s-o scos pe Bianca. Asta zic, eu nu încerc să scop pe nimeni. Păi și atunci ce încerci să zici? Dar nu încerc, mi-am zis părere. Păi nu să-i dai exemplu tău, mă, sau ce ai, mă, nu știu. Păi asta am zis de jumătate oră, frate, că am zis, am dat exemplu ce aș fi făcut eu, că ora aș fi băgat. Dar n-am zis adineauri. Păi nu, mi s-a părut că ai încercat să ne dai un sfat. Bă, dar nu v-am dat un sfat, că sunt indiferiți, asta zic, eu nu-mi permis să vă dau sfaturi vouă sau așa. Mie mi s-a părut că ai vrut să ne dai un sfat, după aia să ne spui că n-a fost bine ce am făcut. Da, bă, Radu, bă, dar termină, mă, frate. Deci sfat în legătură cu situația asta. Bă, da, zic acum, bă, asta e chestia. Cum a fost situația? Dar zic niște chestii, adineori a zis că nu vreau să dau un sfat, Cosmin, sfat în legătură cu situația asta. Așa, cum vezi tu situația asta? Aia voia, acolo voiam să ajung. Mă, eu dacă aș fi fost Bianca eu, dacă aș fi fost eu pentru că, pentru că, Bianca a început să plângă pentru că el a zis vrăji gemene, da? Și i s-a părut că, că este foarte atacată. De ce crezi că i s-a părut că e atacată? Era vorba dintre atacurile dintre ei când îi jignea Bianca pe ei. Și eu pur și simplu a zis, bă, dacă mă jignea odată, eu n-aș fi reacționat. Și Radu a zis... N-ai fi reacționat cum? Ca ea? Să plângi? Nu, să îi răspund înapoi. Nu, atunci trebuie să știi. Știi cine ești, știi ce poți, știi. Știu. Și atunci nu te mai lăsa afectată de alții. Nu mă las, dar câteodată ajung așa, la un moment. Nu se întâmplă foarte des. Adică, n-am ști. Odată în lună, da. Că dacă vine de tot. Și râici, plâng. Asta. Descarcă-te, te simți pe mai bine. Păi mă simt, adică mă simt ok, numai că te-am văzut și am simțit iar nevoia să plâng. Dar de ce? Nu știu, m-am simțit iar să plâng. Că eu mă liniștisem, că tu ai venit, ai văzut că râdeam. Deci am făcut greșit că am venit. Nu, n-ai făcut greșit, că mai era acolo puțin o doză mică de lacrimi. De dat. Acum e dată și pe aia pare, nu? Da, am scos tot ce era de scos. Mi-e titica din ea. Da, mi-e titica. Camerău. Astăzi este sâmbătă. Pot să merg și eu în casa fetelor? La Catinca, să facem un joc, ceva? Te pup, mersi. Mulțumesc, dar ce bine arată. Ai pus zahăr? Nu am pus zahăr. Bine. Că nu știu cum beți. Mamă, deci ce bine arată Catinca, să-ți dea Dumnezeu sănătate și multe zile împreună cu Robert. Da, nu știu. Așa Laura are. Să zici tu că eu nu țin la tine. Să rămână, doamnește. Cu Robert, că dacă era cu Cosmin... Hai să nu ne întrecem acum în glume. Na, urări de bine mai facem, da. Da, nici chiar așa. Nici chiar... Ce înseamnă asta? Doamne ajută, Catinca, numai să nu mai pui ochii pe Cosmin, că-i vai de... Vreau să pune fata nouă, dacă veni. E vai de mine, o? Sincer, da, mi-aș dori, deci ca să ne înțelegem, mi-aș dori să vină cineva pentru el, la modul că îmi doresc să-l văd fericit, implicat într-o relație, implicat în ceva. Dar știi care e faza? Să fie implicat? Să fie real și adică, implicat, da, exact. Asta mi-aș dori. Să-l vedem el așa la mișto. Da, tare mi-e frică să-l vedem noi exact cum zice el că este. Da, tare mi-e frică că vine vreo fată care într-adevăr să-l placă cum l-am plăcut și eu. Și să-și ia în freză ca și mie, ca și noi, știi? Da. Îmi place că are mult bun simț, care nu știu, calmitatea aia, știi? Simți așa cumva protejată cât stai lângă el, nu știu, simți calmă. Încă asta nu pot să spun că nu am... Nu știu, încă n-am fost în așa situație aici. Da. Să simt că... Dar simți bine lângă el. Da, da. Am văzut că în anumite discuții au încercat să-mi iei apărarea cumva, știi? Asta e de apreciat, deși nu știu exact cum s-au întâmplat lucrurile. Am văzut el că... El a încercat, da, el a încercat să fie de partea mea. Foarte bine. Singura persoană din casa asta care o să iau apărarea, în orice situație, e Vlada. Și dacă îți greșește ție? Dar încercăm acum să trecem prin toate subiecte, să vedem prin toate. Crezi că în orice situație eu te întreb? În orice situație, în momentul de față, în orice situație ar fi. Și dacă îți greșește ție? Vom ajunge acolo și vom vedea.
Pe când spui în orice situație înseamnă asta, înseamnă, nu? În momentul ești de bine? Față, în momentul de față, în orice situație, nu mai încerca, că da, acum te rățuiești tu cu toate prostiile astea. În momentul de față, în momentul în care sunt eu cu ea acum, i-aș lua apărarea în orice situație. Gata, te-ai lămurit, e simplu, vrei să-ți desenezi. Păi și dacă îți greșește ție? Păi o să ajungem în momentul când o să-mi greșească și o să vedem dacă îmi iau apărarea. A, deci tu vrei să ajungi în momentul ăla în care să am înțeles. Că acum el e bine cu ea și în caz că s-ar ajunge acolo, nu știe cum ar reacționa. Nu știe care ar fi. Păi bun, zi așa. Da, eu i-aș lua apărarea. Bă, tu zi mie și eu traduc. Da, eu, da. Eu i-aș dar lua tu ești problema, să știi. Stai. Eu i-aș lua apărarea Vladei în orice situație ar fi ea implicată, în afară de dacă mi-ar greși mie sau dacă ar greși. Dar nu știu. Am zis că nu știu dacă mi-ar greși, dacă i-aș mai lua apărarea. Am zis nu știu. Asta că depinde și în ce fel ar greși. Exact. Ceau, fetele. Bine. Fai, ce cald e aici, mor. E foarte cald. Foarte cald. Bine, tu? Te-ai cerut? Nu. Eu m-am cerut dată la băieți. Ce se fac aici? Nu? Nu. Tu te-ai cerut? De trei ori m-am cerut. Cu serios? Serios. Serios. Păi am făcut cafea la fete. Și mie nu? Mamă, lași, te rog. Lasă-mă să plec la băieți, te rog. Da, mulțumesc. Tu ce mi-ai făcut? Deci că îi place cafeaua, dar foarte dulce. Pentru că odată mi-a furat mie cafeaua. Te lasă? Hai că duc totuși un croissant. Lasă? Da. Cu lapte. Știu. Mai sunt, nu? Și cu? Da. Și cu zahăr. Și... Mamă, mi-ai pus cafeaua. Și-l iau și pe anul ăsta jumătate. Vino cu a. Ce? E bine, bine, bine. Mamă. Dă-le la ai mei. Așa. Cine s-ai tăi? Lavur și Cosmin. Și la ei mei. Dar le spui că-s din partea mea. Adică și băieții mei. Băieții mei. Nu-s băieții tăi, s-ai ai mei amândoi. Păi zici că sunt zombi. La mine azi e Halloween-ul. Mă, să-mi dau și cu niște făină pe ochi să părim amândoi? Măcar să zică lumea că a fost Halloween 2. Robert, Cătinca, fericit sunt. Da. Bine, Cătinca, plâns, tu ai plâns. Mai rămân eu cu Robert. Da, nu plâng. Vezi tu. A? În gală. Ai plâns că nu a fost Cătinca în față, dacă nu o să fiu eu. Păi când o să fii tu, o să fii cu tine acolo în față. Ei. Dar nu o să fii. Te asigur. Nu pot să știi. Ba da. O să influențez asta. Sau dacă chiar o să fii, știu că nu o să fii în pericol. Am puterea asta. Ce putere? E, un plan bine pus la punct. Nu se dă, nu se dă, am uitat. Dar de ce bei cu lingura, cu lingura noastră te iubească soacra? Aoleu, și pe mine toate m-au iubit. Trei linguri. E. Și numai așa am băut. Deci invers. Superstiția ta era. Uită-te ce faci! Nu e așa. Ce-ai făcut? Cum ce fac? Ai luat aia din cană. Gata-o în gură. Păi da, mă, da, ca să păi da. Nu se scurgă. Hai. Vrei să pun... Ca să țintă... Ia uite, mai ce mănâncă ultimul cu așa? Așa. Nu cred că faci asta, Robert! Poftim, date de 50 de lei. Mai puțin. Frumos. Deci putem să zicem că ne-am scos tot eu în oraș. Mm-hmm. Da, ok. 50 de lei mi se pare mult pentru asta. Doar. Păi nu e mult. Atât astea sunt prețurile la noi. Da, sunt foarte deci știi că mie îmi place să fiu în oraș. Cât costă o cafea cu lapte și cu un croissant în Spania? 5 euro. 2. 2 euro? Nu cred. Ba da. E micul mai acum... Sau un toast cu roșii răzuite peste sau cu mermeladă și cu unt și o cafea cu lapte. 2 euro, 2,50 euro, depinde de mine. E sigur? Asta acum câți ani, măi? Acum 7 luni, 10 luni. Dacă ea mâine te înșală și... Bă, cum sunt eu cu ea în momentul ăsta, mă enervez și arunc masa asta în aer de a o agăs pe ăstea. În momentul ăsta, cum sunt eu cu dacă ea... Dacă sunteți bine acum. Da. Am înțeles, mă. Dar de ce ții, mă? Păi mă enervează, frate. Bună ziua! Ce ai acolo? Mie? De mâncare. Stai că m-am cerut cu Giulia deodată.
Nu cred că ar vrea Giulia să vină. Ua, și mie. Ba da. Păi unul ție. Unul ție. Unul ție, unul ție. Stai, 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 unul lua de lin. Unul lua de lin? Da, și unul Cosmin. Mai pot. Unul ție. S-a gândit la mine cineva. Pentru voi nu mai era, din păcate, dar data viitoare o să o aduc și vouă. Mihailu, care a stat mâine și te-a sfătuit. Vreau jumate. Te-a stat mâine, a zis. Vreau jumate. Am zis, am stat mâine, am stat ieri și te-a sfătuit. Mâine, vreau jumate. Nu vreau. Păi și tu? Vreau jumate. Ce, eu am mâncat acolo jumate. Hai să-l liniște, vei? Cum? Lasă-l liniștit, s-am adus ție. Uite, mâncă cu Adelin. Am eu un plan mai bun. Ce plan? Diabolic. Zici și mie, măcar să văd dacă e ok, dacă îmi convine și mie, păi poate nu se merită. Păi fii atentă. Zi. Dacă ei, să zicem, eu, Robert, Antoni, și să zicem, dar nu știu ce să zic despre Cosmin, nu te-am învățat. Asta clar. Să zicem că restul te-ar vota. Da, Adelin, cu ce motiv? Că nu i-a făcut nimic. Păi, poate el influențează Laurențiu. Gen să-i zică sau să-l roage frumos, uite. Păi cum... Laurențiu a zis că nu mai e prieteni lui, că nu știu ce, da, adică nu știu. Adelin nu știu ce prieteni păi, e. Păi, sunt în cameră, adică, na, eu în consiliere și asta, știi? Și ideea e ca noi băieții să scoate, să alegem o fată. Da. Mai slabă decât tine. Dar n-ar dacă... fi corect și... nici așa. N-ar fi corect nici așa, fiecare ar trebui să voteze cum simte. Da, adică... da, eu fac n-aș fi încă să nu-mi fi tu în pericol. Vezi? Uite, ia mă ciupește, eu nu zic nimic. Dacă îi fac așa, imediat. Dar voi ce ați făcut ieri? Cum ați petrecut timpul? Hai de capul meu, ce mișto. A stat mult timp împreună. Cine? Și ți-e ciudăție. Voi doi, dar eu întreb. Dar nu vreau să spun ție. Dar ești curioasă. E glumă, mă. Da, foarte curioasă. Păi doamne, da, de ce-mi treabă? Nici la noapte nu se poate să dori. Să-i spui, te rog frumos. Da, bine, dacă nu vrei să vorbiți... Da, vorbim, mă, vorbim. Ia, unde? Cu un mic dejun, știi cum i-a făcut? Lăsați-o pe Cristina, că Cristina e pe rețeaua Tenerife. Da, exact. Tenerife! Ce vrei? Da. E bun? Cum îți place croasantele? Simple, cu ciocolată? Nu-mi place ciocolată. Nu-ți place ciocolată? Destul de rău. Mănânc foarte puțină ciocolată. Cu vanilie? Și cum, deci clătitele tu nu mănânci cu ciocolată, deci nimic nu mănânci cu ciocolată? Clătitele le mănânc cu fructe. Cu fructe? Simple și cu fructe? Interesant. Bun, bun. Cu banane și cu fășoni. Da? Serios? La mine, dacă nu-i ciocolată... Nu am ce căută pe masă. Vine-o înapoi și te eu la întrebări. Băi, ești comic. Mi s-a părut că ești așa. Am făcut sală ieri, puțină sală și mă simt foarte bine. Da, da, eu vorbeam de... Și de la micul dejun de ieri, mă simțit. De energia ta. A, mă plictisesc. Așa. Nu, nu, mă plictisesc anumite lucruri și știu deja dacă vine fată, nu. Și... Nu o să vină astăzi. Cosmin. Crezi că nu? Bianca zicea că s-a mai intrat și s-a mătat. Ce frumos ai. Mulțumesc. Vrei să mergem în altă parte? Mulțumesc, doamne! Iau, doamne! Hei, Robert! A fost cu răutate! Am vrut să-i iau o doamne de aici, două acolo, ca să stau... N-ai fi zis iau o doamne de aici și două la Cosmin. Dă-i doamne unul ca Cosmin, sau mai bun. Mai bun, mai bun, mai mulțumesc. Bun. Mulțumesc! Ca și Cosmin, nu ca Cosmin, că fac cacofonie și... Ca Cosmin. Nu, că merge cu nume, parcă. Nu, nu știu, l-am învățat aici. Ce bine aici. Aici. Oh. Auzi, cum se numesc ultimii trei iubiți ai tăi? Ultimii trei iubiți da. Ai mei? De ce? Vreau să știu numele lor. Nu, de ce? E vreunul Cosmin? Nu. Nu? Nu. Da, e vreunul care începe cu nu. Ce? Nu. Strângi nevastă. Mă întreb de tatuaj? Nu, nu. Dar? E așa, fata, curios. Sunt nevasta lui Robert? Păi ce bine, ce sunt fortabile aici. De ce m-ai întrebat? De ce m-ai întrebat? E curios. Ce știi? Îți place numele Cosmin? Nu neapărat. Bine, ok. Are el un văr? Nu, mă. Am avut un iubit Cosmin, dar acum... Mă numesc eu Cosmin.
A, tu te propuneam. Bă, dar te-ai prins. Ia vezi Catinca. Ia uzi Catinca. No. Robert, ce faci? Stai un pic, stai un pic, că stai, nici stai, nu știa că mă numesc așa. Stai. Nu știi numele meu. Vrei să replicăm? Cu vărul ăla cum să treaba. Cu vărul meu. Vrei să vii la mine? E, de ce vii aici? Ai zis, vrei să vii la mine și eu vin? Dar du-te. Ei, ei, nu acceptăm. M-a dat afară, dar... Nu acceptăm triori. El m-a acceptat. N-ai. Ia, cum te cheamă și când? Îți facem o poză, una brunetă, una blondă. Uite, băia blondă, ce ferește! Doamne, o să mă bată Catinca! Ce-am făcut, Cristina? Nu poate să crei, acum, înainte cu Cosmin, acum Robert la mine. Dar pe bune acum. Dar e posibil așa ceva? Dar nu există. Da, cred că m-am topit, popișoare! Vezi că, triunghiurile sunt ale mele. Topirea asta vine de la îmbrățișarea care ți-am dat acum. Da, într-adevăr. Am simțit eu că e ceva între voi atunci. Vreți să mă retrag? A fost o scânteie. glumă, da. Da, parcă am eu nu pot să mă apropii de o femeie. Mi se întâmplă de normal lucrurile astea. Când dansez cu ea, care uite glumă? Ce se întâmplă, o îmbrățișare. A, da. Astea sunt efectele secundare. Ce fac fetele dincolo? Da, ce se facă? S-a pus la masă. S-a revenit? Da, păi, Bianca că e în grădină cu Ionuț. Ah. A, nu știu, nu e că nu empatizez, adică așa, și dacă empatizez câteodată, nu simt să-i spun, știi? Pentru că și ea de multe ori m-a atacat și m-a atacat de multe ori nu în față. La final de emisiune am văzut tot așa, m-a vorbit de rău. Da, nu și mai vreau să deschid subiectul ăsta, prefer să evit subiectul ăsta, știi? Da. Tot cu Cristina stai în cameră, nu? Da. Și cum sunteți? Asta am vrut să întreb. Stai cu Cristina în cameră? Măi, eu nu i-am făcut nimic rău Cristinei, înțelegi? O cum fost sunteți voi? Cum e relația dintre voi? Eu încerc să vorbesc cu ea, adică să fim mai apropiate, că noi, înainte de cearta asta care am avut-o, chiar ne-am apropiat, deși am mai des, știi? Da, acum, vorbim chestii, nu știu, legate de cameră și cam atât. Eu zic de multe ori să mergem să mâncăm și zice, nu, că nu mi-e așa foame, știi? Și mână în felul unul și coboară, știi, și merg cu Bianca la masă. Dar momentul tău actual, acum, în casă, cum te simți acolo? Te ziceai că înainte era mai, te simțeai mai singură. Eu? Ah, păi da, am avut momente care... Măi, ok. Mi-ar plăcea foarte mult dacă mă lăsăm aluma mai des aici, știi? Dacă stau acolo... Nu mi-e bine, știi? Am observat ceva. Ce? Ceva diferit în casă. E globul da. Acolo. Da, l-a văzut Mihaela și l-a arătat la băieți pe conexiune. Dar e foarte mișto. Ce drăguț! E foarte, foarte mișto. Vedeam că e ceva diferit. E pentru vrăji. E pentru magii. E pentru vrăj. Hai să facem vrăj. Să facem o vrajă. Da, hai. Prin care să cerem să vină o fată nouă, dar să nu fie pe placul lui Cosmin. Vorbiți mai încet când auzi. Mă țipam. Da, dar să facem o vrajă. Hei, alo, ia uite. Alo. Așa, bun. Vreți să participați la joc? Nu. Din ce joc mai facem? Am întrebat și 100 de români. A, nu, că am mai făcut toată jocul ăsta cu Cosmin și m-am certat și cu Catinca și cu Cosmin nu mai vreau. Ce fată era? Ce facem? Aoleu, Cristina, fix tu ai luat aia. Hai, vină. Cum e? Las palabras de las brujas e un ritual, ceva de genul. Înspre tine acum, hai, pentru tine manifestăm. Hai să manifestăm. Fiecare pe rând, da? Bine, să... Îmi doresc să vină o fată nouă pentru Cosmin, dar lui Cosmin să nu-i placă, să se întoarcă, să spună că... Cred că era mai bună Giulia. Să vină plângând. Îmi doresc pentru Giulia... Ca în această sâmbătă minunată să aibă parte de multă iubire. Vreau și gemeni. Și uite cum apare Cosmin acolo. Din partea altui băiat și să-l uite pe Cosmin. Altui băiat? Da, asta am manifestat eu. Dar pentru tine nimica? Păi acum e spre ea. E spre ea? Vreau ca Cosmin să vină plângând la Giulia, să-i pară rău pentru ce a făcut și n-a băgat-o seamă și Giulia când vine la el, el nu vorbea cu ea și el să vrea să vorbească non-stop cu ea. Adevărat. Amin. E al tău.
Pune la loc. Hai, Cristina. Ce vrei tu? Pentru tine. Pentru mine. Spre tine întreptat. Acum că sunt într-o relație, vreau să mă înțeleg cel mai bine cu Antonie, să mergem cât mai departe și să mă ia de nevastă, amin. Să ieșim afară împreună și să ne construim tot împreună și să mă ieși nevastă și să mergem cât mai departe. Vezi ce fac filmele, de-aia nu las copiii. Oare o auzit? Nu cred, o auzit? Ai auzit? Ce să aud? Eu nu te aud. Mă aud? Da. Ce trebuia să aud? Ai auzit? Nu. No. Hai încă o dată, manifestează. Să... Închide ochii, închide ochii, gata. Liniște. Acum că am ajuns într-o relație, vreau cu Antoni să mergem cât mai departe împreună, să ieșim din casa asta împreună, să construim tot împreună. Până la urmă, cine mă ia de nevastă, să facem mulți copii. Mulțumim! Ai pierdut! Am manifestat bine. Îmi dai, te rog, o pernă. Financiar, un statut financiar. Pernă, pernă. Și pentru mine una. E foarte important să petrec timp cu copiii mei. Și dacă am mulți, între mulți. Ce copii vrei? Liniște! Unul sau doi? Mai încet! Mi-aș dori doi. Băia sau fată? Mi-aș dori doi, dar dacă aș avea doar unul, fată. Da. Ți-ai dorit? Fată și băiat. Dar ce vrea să fie prima dată? Fată sau? Fata prima dată și prima. După aia băiat. Eu tot fată, da. Fata. Dar la ce diferență? Asta nu contează. Da, nu e mai. Eu cu fratele meu sunt la 7 ani și... Să nu fie așa mare diferență între ei. Adică să nu trească să stau în casă și să plângă unul și să mă duc după acela, pentru că el merge în picioare. Adică să iau pe amândoi în același. Știi că ai scăpat și gata. Adică diferență un an. Da. Îți dai seama să iasă două fete, cu ea trei, să stai cu trei fete într-o casă? Unde v-ar place să stați, la casă sau la apartament? Ajuns să o machez. Unde v-ar place să stați, la casă sau la apartament? La casă. La casă, nu? La casă. Da. La casă. La casă. La casă, la bloc. Bun. Cristina, manifestează pentru tine. Pentru mine, să manifestez pentru altcineva. Îmi doresc. Deși acum am o stare bună, îmi doresc ca pe viitor să fiu și mai bine de atât și să reușesc să nu mai am sentimente pentru un băiat de aici, din casă. Pentru că... Pentru Cosmin? N-o să-i rostesc numele, pentru că în gândul meu este și acest glob magic o să prindă frecvența gândului meu. Îmi doresc să mă vinde complet și atunci o să fie mult mai ușor, să nu mai zâmbesc, chiar dacă mă supără, când îl văd. Atât. Bun. Bun. Amin, nu se zice. Eu vreau pentru Cristina un bărbat cu minte, puternic. Puternic. Cu răbdare, să o iubească, să o respecte, să o facă cea mai fericită, pentru că ea merită asta. Ce drăguț. Drag. Îmi doresc pentru Cristina. Zilea, dacă mă înjuri. Doamne ferește. Manifestarea asta e, o să fie grav de tot. Hai, te rog. Îmi doresc pentru Cristina să se vindece de tot răul care a fost făcut. Cred aici. Că e o manifestare să se vindece. Hai, zi. Așa. Și să-și găsească jumătatea, pentru că acum este destul de matur încât să-și dea seama de intențiile viitorului băiat. Doamne, care va fi aici pentru ea. Atât. Atât? Da. E bine, dacă nu m-ai înjurat, ok. Nu, da, cum să te înjur? Te-am înjurat vreodată. Acest glob acum este încărcat cu toate manifestările noastre. Spate, așa. Și ca să se, ca dar să voi, se vă dați seama că băieții probabil au avut conexiune cu fiecare dintre noi. Vreau să vă sportesc. Acest glob acum este încărcat cu manifestările noastre și ca ele să se împlinească, trebuie să aruncă la băieți. Hai să mergem, urcăm pe scări și le aruncăm, le aruncăm globul. Hai. Dar nu, că se sparge, nu se sparge. Eu le arunc toată mâna asta. Dar după ce că ai rupt un deget, vrei să-i mai spargi și globul? Oh, aleu. Ia să vezi că o lasă. Hai, vin. A, hai. Ea chiar se duce. Păi hai, vină cu așa și tu. Vin acum. Avem acest glob care a fost încărcat cu toate manifestările noastre. Au fost manifestări de bine.
Și ne dorim ca, ca acest glob să treacă prin mâna băieților pentru care am manifestat. Ca să îndeplinească. Ca să îndeplinească, ca să îndeplinească, da. Se poate să treacă... Fiecare băiat, băiat, fiecare băiat, trei băieți. Trei... Sunt trei? Trebuie să merge să țină globul în mână, sunt da, trei, Cosmin, Radu și... Dar Radu de ce să-l țină? Că n-am manifestat nimic frumos pentru Radu. Dar zicea de centimetri pentru cei, a, bine, pentru Radu. Da, și tu ce ai zis? Ai zis... De Cosmin ai zis? Nu, tu ai zis de Radu la mine. A, bine. Așa. Să mergem să atingă globul Cosmin, Radu și cum îl cheamă Antoni. Și cum îl cheamă Antoni. Ca să îndeplinească. Da! Ai grijă pe asta? Eu v-am spus. Aveți grijă cu globul, vă rog să protejați. Nu am față una în spate, stai, stai. Hai. Sunteți aici. Așa o să merg cu el, da? Hai, mâna. Poate și protecție. Foarte bine, că chiar la tine mână, ești bun. Talk to me. Dar ce faceți? Faceți demonstrație aici? Iulia, ține-ți acest glob, te rog frumos, eu cu... Nu, tată, hai, tu prima oi. Îți face ca în filmul ăla, vorbește cu... Te lasă intri. Te arată-mă cărețure. Ține-o asta ca să mi se îndeplinească manifestările. Nu-l atinge tu. Trebuie să ridici. Să închizi ochii. Ați mâncat croissant. Și să te gândești la ceva. La fata... La manifestările. La fata nouă. Nu, la ea. Hai, de fapt... Dacă e ca și ea, de fapt, asta acolo, ca să nu fii cu fata nouă și să poate să te gândești la fata nouă. Ba, ce parma? A fost! A fost! Gata, am dat drumul numai. Că l-ai ținut. Nu, de ce e la mine? Gata, gata. Să rupă mintea de fata nouă, să nu știu ce și-a zis Cristina, trebuie să te gândești la fata nouă. Și te-ai gândit, gen, ai făcut. Vai, dar n-am știut, mă, frate. Eu nu vreau să, eu nu o să pic în plasul. Asta vreți să faceți, dar nu o să vă iasă. Nu, nu, nu. Nu vreau să închid ochii. Gata, da, ai avut conexiune tu, ce gata? E astea? Gata? Te las să intri. Te-ai conectat? Da, de mă doar noi. Te-ai conectat. Și acum partea cea mai grea. Partea cea mai grea. Nadia, ce faci? Eu trebuie să văd material în gata. Ai încredere. Ai încredere în noi. Ai încredere în noi. Ăsta e ultimul lucru. Ai încredere în noi. Ăsta e ultimul lucru pe care vreau să-l fac acasă, am încredere în voi. Deci, mă, numai acest job nu trebuie să-l ții ca pe. Nu, îmi pare rău. Trebuie. Chiar îmi pare rău. Trebuie. Nu vreau să manifestez, nu știu ce vrăjea să fac. Dar nu ai tu nimic de manifestat. Da, nu ai tu nimic. Păi nu știu ce ați manifestat. O să vezi. Păi nu, trebuie să... O să vezi că se difuzează episodul. O să fie de bine. Am venit cu aia, cu mâna adevărului și... Trebuie să... O să-l ating doar de el. Întâi? Da. Nu. Nu! Da! Gata! Nu, păi trebuie să fie aia voastră cu ochii închiși, cu altceva. Închide ochii. Îi închide când clipește, e ok. Da, hai. Închide. Clipește! Clipește! Bă, da, eu văd bine care o mușca din de-aia. Gata. Asta mi-a zis. Bă, dar chiar mă, degetul. Oricum s-a manifestat. Mi-a furat ceva. Așa. Ceva s-a întâmplat, ceva. Ce, ce ai manifestat, zi? Păi n-ai făcut. Păi... Da, oricum, ți-ai făcut treaba. Am descărcat globul cu manifestările noastre, acum se poate încărca cu alte manifestări. Ce să ducem, mă? Haide, gata, am terminat. Mulțumim. Pa! Pa! Și eu tot să plec, gata. Hai să vină fata mea. Pa, băi. Stai, naiba, să mă întorc, ține Cristina, că-și cheamă fata. Ce vrei? Pa! Nu! Fata mea! Pa, Mihaela. Pa. Suntem echipa roșie astăzi. Dacă nu haide, Miha! Ai grijă, ochii închiși. Ce faci? Eu ocup loc. Glumesc, Cristina, cu tine. Arunc globul ăsta către tine. Mine? Gata, tu, doar tu, doar. Dacă te ține. Fata nouă, tu închizi ochii, nu vorbești, nu faci nimica. Hai, că... Pa, pa! Hai, bietul meu! Ciao, da. Nu, omule, trebuie să plec. Toți concurenții, eu nu sunt concurent. Dar ce ești? Eu? Robert Chirescu. Cosmin. Vino cu a... Da. Vino cu a... O, mi-e feriasă. Nu știi? Nu. Să fii tare. Da? Sunt. Uite la mine când spui asta. Păi dacă mă îmbrățișai, cum puteam să-ți zic? Cum spuneam. Dar ce, nu-ți place? Mm. Să ai o zi frumoasă. Și tu. Ciao. Ciao. Dar te mai conduc până sus. Ok, hai. De la spate trofeu, de în față muzeu. Ia auzi. Mai Robert, tu nu trebuie să înveți fraze noi. Ce?
Mi-am prins barba în mătii. Oase. Oase. Mai stai. Hai, mai stai. Nu mai stai un pic. Mă scuzați, am nevoie de spațiu. Baiu. Parobe, nu! Nu poate sparge. S-a vrut să-mi atingă globul. Încă o dată, cine vrea să meargă la date? Și avem Adelin. Adelin și Mihaela. Bun. Date. De zi. Felicitări. Bine. Vreau să ne jucăm. Nu să vă zic ce câștigați. Relaxați-vă, nu e nimic de să rău. Trebuie să câștigăm ceva. Astăzi trebuie să construiți zicale. E din cauza că toată lumea... Da aia, frate. Ce mă, da aia, mă? Da, taci din gură, da, tăvă, că nu taci din gură. Dată. Cine vrea să meargă la date? Eu. Și avem Adelin. Adelin și Mihaela. Bun. Date. De zi. Felicitări. Bine. Vreau să ne jucăm. Nu să vă zic ce câștigați. Relaxați-vă, nu e nimic de rău. Trebuie să câștigăm ceva. Astăzi trebuie să construiți zicale. E din cauza că toată lumea... Da aia, frate. Ce mă, da aia, mă? Da, taci din gură, da, tăvă, că nu taci din gură. Maluma, am încredere în tine. A venit Andreea. Hai, vreau. N-am înțeles. Bună ziua, vă bucurați sau nu? Ne bucurăm, da, da. Plec? Nu, nu, ne bucurăm. Ați mâncat toate croasantele? Da, au fost duse la băieți. Voi ați și croasant, doamna Andreea? Da. Odată cu coș, odată cu croasant, ce facem? Nimic nu mai găsesc aici la voi. Nu-mi convine. Ce s-a întâmplat, Mihaela? Ești tristă? Nu. Nu? La ce te gândeai? Mă gândeam că am o dispoziție bună acolo în casă, băieți, să-mi prinde bine să stau cu ei. Da? Bun. Da. Bine. Păi să te cer mai des. Păi o să mă cer. Numai să mă lasă, dacă nu insist. Acum agresez eu camera. E rândul meu. Robert și-a găsit fericirea, buna dispoziție și mă gândeam că acum e rândul tău. Să faci și tu asta. Fiecare își găsește fericirea în altă parte. E normal. Robert și-a găsit-o în două părți. Și la mine și la Cati. Tu să nu te bagi. Să-ți dai cu minte. Nu mă glumă, dar parcă te încântă. Să facă și ea. E bune, mă, ce să fac și eu? Eu te primesc, dar doar atâta, să stai lângă noi. Robert ce zice? Nimic? A luat un braț. Păi, dar Robert m-a chemat la el, doamna Andreea, nu m-am dus eu de bunăvoie și nesuită de nimic. Adică, nu. No. Știu că-ți doar glume atâta. Da? Și eu știu să țin la glume. Din glumă. Așa începe totul. Când ai loc, glumă. Stai cu minte că n-ai loc. Asta zici? Da, Robert a zis că îl cheamă și Cosmin. Da, nu știam. De acolo a plecat. Tu ai mai avut și un fost iubit pe nume, da, Cosmin. Da. Aici ai pus ochii pe Cosmin. Of, nu mai vreau, trebuie să-mi șterg tatuajul. Crezi că universul încearcă să-ți spună ceva? Că nu, că n-am nevoie de un Cosmin în viața mea? Da. Am auzit o ușă. Nu e. Sigur. Am crezut că e ușa de sus de la... Ai vrea să fie un băiat nou sau Cosmin? Cosmin. Tot acum ar vrea. Cred că are o problemă. Nu cred așa. Am zis Cosmin, nu? N-are sens. Să nu mai insistăm. Bianca, ce faci? Te-ai gândit să-ți puiți clipici pe toată fața și... Nu știam cum. Și nu știai cum. Să și stea, că dacă îl puneai tu, nu stătea. Da. Și atunci ce ai zis? Îl pun la ochi și dacă plâng, tot făcând așa cu șervețelul, se duce.
Și mai ales dacă vine Ionuț și îmi dă șervețelele care nu sunt de plâns, nu sunt de lacrimi, cu siguranță le întind peste tot. Oricum, de când am văzut șervețelele alea, am zis că nu măresc. Gata, mi-ajunge, m-am oprit. M-am liniștit. Te-ai liniștit? Da, cred că da. M-am descărcat, m-am liniștit. Ai plâns și azi dimineață? Și ieri după emisiune? Și azi dimineață? Între timp. Nu că mă liniștisem cu fetele, adică așa... Și ce s-a întâmplat? Ce a declanșat? Nici nu știu ce, cumva eu am considerat că spun un lucru corect, că fiecare ar trebui să voteze cu sufletul și nici de cum nu era în detrimentul lui Laurențiu sau cum crede el că vai ce se întâmplă dacă nu iese strategia, nu se întâmplă absolut nimica. A fost, mi s-a părut un sfat bun, dar am înțeles cumva că ei doi și-au dorit să-mi găsească și alte motive. Ok, nu-i strategia, da? Și tu ai jignit, și tu așa, și tu chestiile astea. Care eu, nu știu, eu am spus ce a fost cu Mihaela, chiar totul mi-a părut foarte rău. Dar cu Laurențiu acolo nu a fost mai mult din partea mea. Și acum, dacă eu stau și mă uit în urmă, eu de multe ori am tăcut când el îmi spunea lucruri și nu răspundeam și am fost și acuzată de ce eu nu-i răspund. Adică, cum n-ai da... Oricum, mereu se aduce așa o discuție care mi se pare absolut nedreaptă. Pentru că, până la urmă, nici nu înțeleg de ce eu, adică, am dreptul să-l votez și el cumva are dreptul să mă voteze dacă are motive. Și Laurențiu, da, are el. Dacă el consideră că mai de mult am făcut nu știu ce, el are. Radu poate are, chiar dacă nu-l înțeleg. Dar restul n-ar avea de ce. Te tem de ceva? Nu, nu mi-e frică că o să ies. Nu. Asta nici nu se pune. Eu am trăit deja experiența asta foarte mult timp și chiar dacă aș ieși, aș rămâne oricum cu foarte multe. Eu aici am crescut, am evoluat foarte mult. Adică chiar dacă aș ieși azi, acum, nu aș regreta. Ok, din punctul ăsta de vedere. Da, da, da. Dar să zicem că se întâmplă. Doamne ferește. Se întâmplă. Uh-huh. Părăsești casa iubirii. Da. Mâine. În gală. Eu nu-ți rămân aici. Da, eu nu-mi doresc ca el să iasă după mine, în niciun caz. Eu atât am luptat pentru fericirea mea, am luptat pentru ceea ce se întâmplă aici, nici de cum. Adică dacă el are sentimente pentru mine și știe ce și face ceea ce eu îmi doresc, eu mi-aș dori el să rămână să luptă în locul meu, să rupă pentru aici pe toată ce? Lumea. Să ce? Să rupă. Să rupă pe toată lumea? Ideea pentru toată lumea. În sens, cumva, mi-aș dori să ducă scopul meu până la capăt. Da, da. Tu ai intrat pentru experiență. Da, 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 da. El a intrat pentru tine și doar pentru tine. Și pentru mine este importantă această experiență. Pentru și să o trăiască el fără tine sau... să aibă scopul finalei. Nu e vorba de asta și nu e vorba de scopul finalei. E vorba de a nu te da bătut. În momentul în care începi un lucru, nu trebuie să-l lași așa. Și mie de mult de s-a terminat. Da, dar el și-a atins scopul de când tu ai devenit iubită. Eu consider că nu și-a atins scopul. Eu nu-s măritat. Mai are de nevasta. Pe bune. Vrei să fii? Au trecut două luni, nici două luni. O lună și două săptămâni de cuplu. Ia, dar vrea să se mărite, să facă mulți copii. Asta direct. Da. Vrei să te măriți? Măi, ce se întâmplă încă aici? Nu și-a atins scopul. Încă nu și-a atins scopul. Eu scopul lui era să facă un cuplu cu tine și l-a atins. Nu a zis asta că n-a intrat. Da, da? Scopul meu să intre pentru tine, să te cucerească și să deveniți un cuplu. A făcut-o. Bine. Eu îmi doresc ca scopurile să fie comune. Da, am înțeles asta. Și să facă ce? Să lupte pentru iubire? Să demonstreze tuturor că este puternic, că relația noastră are un sens și o să reziste și după emisiune și că nu e frică de nimic să înfrunte nicio situație. Nu știu, în primul rând, eu nu cred că o să plec mâine, sincer, nu simt asta. Dar chiar și dacă ar fi, nu mi se pare o tragedie.
Deci probabil poate era mai corect dacă azi pe conexiune ziceam ok. Dar nu știu, era cumva așa pentru alții. Și altă lume a trecut prin asta. Eu țin minte când se făceau, s-au făcut strategii care mă implicau pe mine sau care au implicat-o pe Mihaela, mereu am spus exact aceleași lucruri. De când sunt aici în casă, eu nu am fost în favoarea acestor strategii de plecare pentru că nu au funcționat. Nu au funcționat. Dar când pentru mine, nu știu, Mihaela, tu ai zis ceva? Sau tu ești pro? Nu, n-a spus că-s pro. Deci, cine este mâine în față? Nu știu. Să decidă ei. Dar eu am spus ce nu o să-mi convin. Hai să facem conexiune. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Tu ce cauți aici? Ce faceți? Am pus acum, nu știu, stai acolo. Vorbea și noi de lucruri sfinte. Nu stau, frate, până acum. Cum ar fi? Cu lucrurile. Oameni! Povestea Adelin, niște lucruri văloase, ca să zic. M-ai băgat pe mine acum. Dar nu le-a povestit el ca și cum să... Vorbeam toți. O discuție, nu a zis. Am vorbit, Laurențiu. Am vorbit toți, în general. Ți-ai făcut strategie pentru mâine? Nu am reușit. De ce? Nu mi-am făcut, nu. Pe ce păzești? E cu cine să ies? Am încercat să zic ceva. Cu Robert, cu Mihaela, cu Bianca, cu Radu. De ce e cu mine, doamna Andreea? Eu sunt sătul să ies în față, nu vreau să mai ies. Îi dădeam exemple. Că e ușor de făcut o strategie. Eu n-am ieșit favorită de mult. Bianca, au ieșit. Când a ieșit? Cristina! Da, Cristina aș vrea să fie în față. Cristina și cu Radu cred că are ieșit. Chiar a zis, chiar a zis la un moment dat. Crezi că este mai puternică decât tine? Cristina? Mai votată decât tine și te trimite acasă? Da. Ce vrăjeală are! Asta e vrăjeala lui! Nu, pe bune! Cel mai sigur. Da, ei comunica și lui Radu sau nu-i comunici, doar el îți comunică? Că n-am apucat să comunic nimănui decât ce s-a vorbit pe conexiune. Atât? Da. Radu, ar fi o strategie bună? Nu. De ce? Pentru că Laurențiu, știm, eu cel puțin din ce am văzut, e votat. Nu zic acum că și Cristina nu este votată, pentru că și Cristina e votată. Suntem votați cam de aceiași susținători, dar mi-e teamă. Păi nu mai sunt, nu mai e susținut. Aulă, dar asta chiar așa a făcut fluturașii, am uitat că are grupul. Tu ai fluturași și tu ai? Învingătorii, da. Și tu ce ai, Laurențiu? Balauri. Balauri, învingătorii mai nou. Ce ai? Balauri. Balauri? Lorișorii. Cine? Lorișorii. Lorișorii. Mai nou și învingătorii. Și acolo învingătorii cu oșenii, cu... Eu zic să dăm urșinul doilează, da. Vulturii. Se unesc în comentarii și în astea, să ați zis că fiecare învingător își votează doar. Cine? Aia zic. Păi vă credeți că fluturașii votează ursoace? Nu, se unesc în... seara trecută, cumva, susținătorii lui Radu mi-au declarat mie război, că vai, eu nu știu ce am făcut, chiar dacă Radu e conștient că nu s-a întâmplat nimic din ceea ce spun susținătorii lui. Iartă-mă că te întreb. Cum adică ți-au declarat război? Direct. Așa, mi-au declarat război pe live-urile lor. De acum au scris așa și au zis? Nu, au vorbit o doamnă și alte doamne acolo. Da, buldozerii, că așa, și ursoacele, nu știu cum. Nu mă, nu voi da, doamne, făcut fetele mai devreme la masă? Și la sfârșit, după ce au încheiat live-ul, frumos s-au dus la Laurențiu, cumva crezând că asta trebuie să mă afecteze, să doneze la Laurențiu, că a pornit războiul. Ei doi s-au aleat, gen susținătorilor, împotriva mea. Ceva în gând, știi? Da, păi și susținătorii voștri s-au aliat împotriva există. Mea. Nu există. Dar eu nu știu nimic de discuția asta. Războiul pe donații? Nu. Pe donații, vă dați seama, doamna Andreea, cum poate să pornească un susținător în război cu Bianca. Pe comentarii, da. Comentarii. Pe tot. Ce e legat de... Dar Radu, a fost asta, e înregistrat, adică există. Păi bun, dar eu nu știu. Și ce s-a mai zis. Și că eu străiesc aici și... Radu, și la mine s-a zis că gata, de astăzi nu mai votăm. Asta știu că tu ai cerut. Votăm Mihaela. Cum? Am văzut și eu vot Radu și Mihaela, da. Ce se bucură? Te bucur, Mihaela? Păi, dar nu s-a văzut, păi, nu s-a văzut în emisiune legătura asta Radu, Laurențiu, Mihaela. Mihaela nu s-a prins. Dar n-am nicio treabă. Deja de două zile zic. Mihaela nu s-a prins că este, dar ea nu știe. Ea nu știe, dar este o legătură. Ai zis că nu votezi niciodată pe Mihaela. Și ei trei împotriva ursoaicelor. E problemă că nu mă votează Radu. Eu sunt împotriva ta, Bianca. Și tu ești singură? Nu singură. Eu sunt cu Ionuț. Eu sunt împotriva ta.
Cu Cristina, cu Catinca, cu Vlad. Rad, te rog frumos. Deci Radu, Laurențiu, Mihaela împotriva ta și al lui Ionuț. Eu nu sunt împotriva nimeni. Dar nici eu. Dar la ce? La comentarii și cred la voturi și la... Întrebați-ne pe susținătoarele lui Radu, că nici eu n-am înțeles în ce constă treaba asta. Dar de ce le bași un dispăție aici? De ce le aduci tu pe emisiune? Eu cel puțin, pentru să mă documentez, eu chiar nu știu. A spus Laurențiu că învingătorii mai nou sunt de partea lui. Laurențiu a spus. Și eu am spus, da, pentru că i-au donat pe live după ce au făcut live între ei. N-ai zis decât asta, ai adus tot macazul aici în emisiune, cu ențile care femeile alea n-au nicio legătură. Ce-s concurent în emisiune să le aduci tu aici? Nu, eu le-am adus. Păi Laurențiu, aleatul tău le-a adus. Păi tu ai zis, Adina, de ce tot o dai la modul ăsta aliat? Tu ai spus mai nou și învingătorii. De ce îmi zici mie că ăsta aliatul lui Radu? Pentru că ieri s-a întâmplat acest lucru. De ce îmi zici mie că-s aliatul lui Radu? Oamenii au intrat la mine pe live, mi-au donat și au ieșit. N-am putut nimic. Foarte bine, în fine, asta este. Dacă vrei să ieși cu mine în față... Cândva, Cristina, au fost și susținătorii tăi. Da? Și ce a spus acum eu de ei? Păi și cu ce e afectată Bianca? Și Ionuț, dacă se întâmplă asta. Nu știu, eu chiar nu prea înțeleg ce se mai întâmplă pe acolo. Ei... Și atât, că nu mă interesează, da? Păi, na, susțin anumite lucruri și gata. Ce lucruri? Dar ce treabă am avut cu tine în afară de azi? Și că ți-am zis atunci când mi-ai zis și tu de suferința mea? Eu ce alte lucruri am mai avut cu tine? Dar nu cred că are sens mai discuta despre asta. Da, nu, mă, stai, dar atunci cine e cu ta? Eu cred că am de gând să zic nimic. Tu știi foarte bine ce se întâmplă dacă ai spus că acum și învingătorii sunt de partea ta. Este evident ce faceți. Și Radu, tu ce facem? Nu. Tu, Laurențiu, i-ai justificat gluma lui Radu, a spus că e ok. Voi doi vă acoperiți că susțineți. Când m-a făcut buldozer... Tu n-ai zis ce amuzant, dar când ai fost întrebat de Lorena, ai spus că de Lorena nu, dar n-ar putea să zic așa ceva de Lorena mea. Nu-s cuvintele astea ale tale. N-am auzit ultima parte, iartă-mă, poți să mergi o dată, sincer. Nu, mai zic nimic. La ultima parte n-am chiar n-am niciun chef să discuți, te uiți la emisiune. Gata, relaxați-vă, vă rog. E sâmbătă. Acuturile astea zice că de ce am locuia. Este sâmbătă, mâine duminică, vine gala. Gata, liniștiți-vă. Ați mai avut discuțiile astea? Le-ați mai avut. Gata, eu am pornit discuția, Radu. Care e problema? Nicio problemă, scuzați. Antoni, unde locuiești? La Pitești. Pitești. În Pitești? Da. Tu? Focșani ai zis, nu? Am vreo livrare. Cine se mută unde? Amândoi în Italia. Amândoi în Italia? Mi se pare foarte bună ideea. Unde în Italia? Sanremo. Așa știu. Sanremo, da, foarte. Da. Adică e mic, dar e ok. Cum să fie casa? Păi acum... Apartament, casă. Pe mare acolo, aproape de coastă, să zic așa. Bun. Mașini normală sau limuzină sau jeep? Scooter, să scăpăm mai repede din trafic. Bun. Trotinete, că e mai economic. Bun. Ce culoare să aibă mobila de bucătărie? Roșie. E bună, eu. Care? Roșie. Roșie. Neagră. Dar roșie o are rară. Bucătărie albă sau neagră? Care? Roșie. Roșie. Un roșu de la, cam ca perna din mâna ei. Bucătărie roșie am avut doar eu, atât. Rezul nu-și mai permite nimeni. Așa, nu. Ai vișiniu mov. Cine zici vișiniu? De cum roșu. Nu vreau să mai băg nimic. No, ce e copilul? Ce tare a fost Vlad, dar care? E, iată că a început prima discuție din cuplul lor. Bucătăria. Culoarea mobilei din bucătărie. Dacă vreți, vă mai dau și altele în fiecare zi. Da, am eu o propunere, doamna Andreea. Care? Să sărbătorim la un date și acolo unde merge la date să punem aceeași mobilă ca acolo unde mergem. Uite, mă, că-i scumpă, mă, că-i scumpă. Sau propunerile astea. Apropo de date, cine vrea să meargă la date? Of, aș merge și eu, dar am cu cine. Aoleu. Aici. Am zis și ieri, doamna Andreea, a zis că atunci când o să aveți două cupluri, că le trimiteți pe amândouă la date. Da, să aștepte. Cum adică? Am zis, e în lucru. Când s-a întâmplat? Ieri. Trebuie să țină minim o săptămână, nu? Ceva de genul. O să dau unde scrie să regulă bătute. Păi cum? Că trebuie să fiu sigură că totul funcționează ca la carte. Vă asigurăm, doamna. Să nu fie doar de date. Încă o dată, cine vrea să meargă la date? Eu. Ridică-mă mâna o dată, mă. Cine mai jos? Dar eu nu știu că nu se vede. Eu. Tu. La cine sunt? Aia se așteaptă. Nu e adevărat.
Ridica trei dita. Astăzi... Nu vă spun. Nu mergeți la tine. Astăzi o să iau o decizie ciudată, poate. O să vi se pară. Cei care n-au ridicat mâna vor merge la date. Și avem Adelin. Adelin și Mihaela. Bun, date. Bun, bun, bun. Date de zi. Felicitări. Bine, bine. S-a dat nota? Câștigat la lotă. S-a dat. I-am zis U peste ea să nu mai zică nu. Puteți să mai întrebați o dată? A zis Mihaela, da? Gen, dacă se ridică mâna sau nu. Ce, mă, idei de zi? Care? Da, nu, da. Un idei de zi. Păi da, ce? Adică... Acum, o interacțiune sau date, e tot una, faci. Dacă știi ce zic. Exact, bravo. Ne-am prins toți. Bravo, Mihai. Eu vorbeam cu băieții. Deci eu vorbeam cu tine. Râdeam doar. Potoliți-vă. De cine? Nu, dar noi chiar glumeam. Da, nu, nu au făcut de că merg la... Mihaela, vrei să mergi? Ba da, o interacțiune, un date de zi, îl prinde bine. Bine. În afară, fac o astfel de părere. Petrece mai mult timp. Ești singura fată care nu a refuzat niciodată o interacțiune. Serios. Ce mai cu minte. Felicitări. Mă bucur. Mulțumesc. Bun. De acum o să vă surprind pe toți. Nu o să știți dacă se ridicați mâna sau nu. Adelin, vrei să mergi la... Da, da, vreau. Și cred că o să ne ajute foarte mult aia și mai ales e, cred că e și bine pentru mine să pot să vorbesc mai mult cu ea și pot să interacționez mai bine cu ea. Exact. E, mă bucur. Ne-am înțeles. Vreau să vă întreb înainte de toate. Știți zicala? Da. Vorba multă. Are picioare scurte. Omului. V-am pregătit un joc și mare atenție la ce spuneți. Hai, la piscină. Joc. Prin grădină. Toată lumea. Toată lumea. Toată lumea, da. Și o să intre fată nouă acum pentru Cosmin de la piscină? Se poate. Nu se poate. A câștigat la rulotă. Se numește ruletă. Wow. Nu rulotă. Rulotă? Cine zice rulotă? Cine credeți că ar fi putut? Luați loc. Cine crezi că ar fi putut? În afară de Radu. Asta e un concurs ciudat. Bun. Vreau să ne jucăm. Nu o să vă zic ce câștigați. Relaxați-vă, nu e nimic de rău. Trebuie să câștigăm ceva. Astăzi trebuie să construiți zicale. Aha. Aveți prima parte și completați voi. Totul este de distracție. Acum, eu îmi doresc foarte mult ca voi să știți și zicalele alea de acolo scrise. Că văd că la altele vă pricepeți foarte bine. Las că mai Cosmin. La spate trofeu, în față muzeu. Deci e a doua oară. E a doua oară. Am început. Dragi telespectatori, am început deja. Este foarte simplu. Veniți aici, învârtiți în sensul acelor de ceasornic. În sensul acelor de ceasornic. Adică așa, da? Așa. Nu așa. Da. Nu funcționează, Radu. Nu funcționează așa. Ne-am înțeles? Eu care mă gândeam să învârt așa. Bun. Dacă trageți prea tare, Laurențiu, o să funcționeze. Și nu vrem asta. Noi vrem doar așa, da? Bun. Unde se oprește? Luați plicul, deschideți, scoateți foaia, vă întoarceți și citiți și completați zicala. Bun? Dacă nu știm. În 10 secunde. Nu știți, băgați de la voi. Mamă. Ceilalți, nu suflați. Da. Pot să încep eu? Da. Te rog. Ți-a pe inima. Întoarce-te cu fața la noi. O secundă, vă rog frumos. Mamă, plicul negru. Negru, da. Pam, pam. Câte brodeiuri? Bordeiuri? Da. Apică tot altceva. Și dacă nu știu, zic de la mine, da? Da! Am nu știu. Câte bordeiuri, atâtea mere ai în buzunar. Nu era atâtea. Următorul. Hai, dar care era? Care era cea bună? Forma corectă este
Câte bordee, atâtea obicee. Hai, Julia. Acolo. Nu trebuie să facem așa. Hai, hai, hai. Urmez eu, adică tu și apoi eu. Am împingi un Dar n-a zis nimeni cu putere. Cine se frige cu ciorba, suflă și iaurt. Dacă nu mă înșel, chiar tu ai zis asta? Asta e vorba mea, da. O, ce tare! Paratul nici nu l-a trimis nimeni, s-a dus în E gol! Mai dai, da, da, da. Gol! Gol! Crezi că nu știu. Crezi că nu știu, auzi la el. Calul de dar nu se caută la dinți. Bravo! Bravo. Hai, Mihaela! E băiatul. Ha. Mama, Adeline. Verde. Claro. E verde. La pomul lăudat să nu... Cum? La lăutar? Nu... Stai, cum e la pomul lăudat să nu... Mergi cu mere? Nu. Stai de bine. Ceva cu mere. A, a expirat timpul. A zis ceva, să nu te duci cu sacul. Să nu mergi cu mere, e bine? A zis Cosmin, să nu te duci cu sacul. Să nu te duci cu sacul. Te știe Cosmin. Bun. Adelin. Ciocicescă. Du-te în partea cealaltă. A, așa. Du-te. Nu lasă pe mâine ce poți să faci azi. Cristina. Dar zice invers, lasă pe mâine ce poate. Normal. Ce mâine o zi? Întrebarea roșie. Probabil că, da, chiar roșie. Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Bravo. Da. Oh, toate astea ușor au căzut. Da. Să vezi acum. Catinca, pune plicuri acolo unde s-a golit, te rog. Dar câte sunt? Scupița. Chiar că scupița. A pus... Ce vreau? Mai lăs eu. Genciulele, știi. Eu nu sunt. Mulțumesc! Plăcere! Antoni. E desfăcut. E gol. E este. E gol. Este. Strânge banii albi. Pentru femeie. Anunți. La zile negre. Da. Aștept Radu, da, aștept, da, trebuia să aștept să... Vă mulțumesc, zi, suflet. Vlada. Hai, frate. Meserie e... Ce e? Brățar? Ce brățar? De aur. Nu știu. Brățară de aur. Pedeapsă. Nu știu, n-am auzit. Nu, că a zis... Doamne, bă, frate, de... Trebuie să-l luăm cu noi? Ești tu arăți la aia care nu-i de aur. Asta-i de aur. A, păi ai zis că mai bine făceai așa cu... Cosmin. Brăjeală. Deja e prea trece brăjeală. Cosmin. Hai, deci dacă acum nu știi... Cosmin, nu știu pe toate și... Aole. Să nu decoleze. Nu ai ăla portocaliu voiam. Bun, hai. Cuvernul. Poate găsesc 100 de euro. Trageți la de voi. Vai, că ăsta nu știu, nu vine să cred. Zii! Fai. Zii! Mărul putred strică... Cum nu știi? Nu știu. Doa... Ce strică? Doamna Andreea o știe. Bă, dar nu vine să cred că nu știu, mă. Cum nu știi? Jur că... Fii atent! Nu știu. Iei un coș. Și ai în coșul ăla doar mere, da? Strică restul merelor. Da, da, formulează-l... Păi aia e că nu știu cum să o formulez. Fii atent, el e singur și celelalte sunt mai multe. Mărul putred strică... Merele... Mai multe. Neputred. Sănătroasă, să... O grămadă de mere. O grămadă de mere. Aia, un singur măr poate să strice. O să mă uit la asta de voiam să-l iau. Nu! Pe la poate știu. Nu! Treci la loc. Tu de mii să mor eu. E la școală. Dar mă, pe asta n-ai știut. Da, nu chiar așa. Și le-am știut pe ale lor, dar pe a mea nu. Așa e în viață. Mai bine era 50 de euro aici. Pune-mi cu cine te însoțești și-ți spun cine ești. Da!
Dar nu lăsa Vlad. Ce poți să faci? Vlad. E, ce treabă ai tu? Cum mă, frate, fii cu mine? Uite mă, frate. Aproape de nimic. Aproape pe gol. Și dacă știi pe ăsta? Dacă știu, mă arunc în piscină. Cine adună la tinerețe... Da, nu. Are la bătrânețe. Mănâncă la bătrânețe. Culege la bătrânețe. Culege la bătrânețe. Mănâncă. Nu, culege. E pe jumate bună. Are... Dar dacă nu că fetele împotriva bătrânețe... Se bucură la bătrânețe, nu știu. Culege la bătrânețe. Cine adună la tinerețe... Are bani la bătrânețe. Bătrânețe. Mai la bătrânețe. Ce ai zis prima dată? Că n-am fost atentă. Mănâncă la bătrânețe. Mănâncă. Cine adună? Risipești? Are la bătrânețe. Are. Tot ai. Da, aproape. Cu mâncatul. Cineva trebuie să greșească în relația asta, doamna Andreea. Catinga. Chiar mi-e ciudă. Cele rele se spere, cele bune se adune. Da! Așa să fie! Așa să fie! Mor cu ăsta! Bani, mă rog! Ăsta mi-o rog! Verde! Faza bună nu se adună. Cum? Nu știu. Se adună la matematică. Păzește, primește-alea. Nu păzește. Afară, dați-o afară. Catinga, îl ajut? Mai zi o dată. Faza bună. Nu știu. Faza bună te păzești. Trece, primește-alea. Trece, primește-alea. Degeaba, păzămește-o, domn. Catinga, mai umple golurile. Avem o șansă. La viață. Dar mie mi s-a pus punct. Nu. Dacă te-am știut. Nu mai bine, ne dădea stesc. Lasă bine că știi la alții, Cosmin. Ulcior nu merge. Și ce fac cu asta? Mulțumesc. Julia. Ce o să fază bună. A, mai o dată? Da. Mai o dată. Okay. Îl pun aici. De la tine poți să-l pui și în aplicare. Număr caii când vor câinii. Ah. Bun. Bun. Ești câinii când vor stăpânii. Hoțul neprins e negustor cinstit. Wow, bun! Bă, dar ce zice pe tine? Bă, da? Casa iubiști. E din cauza că toată lumea... Da aia, frate. Ce mă, da aia, mă? Dar taci din gură, da, bă, că nu taci din gură. Dacă e din nou verde, nu. Portocaliu. Nu știu. Zi! Cum se scoală? Cum se scum tu? Dimineața? Cum se culcă noaptea? Nu știu. Zi, că nu înțeleg. Dar nici eu nu. Păi, cum se scoală? Spațiu, virgula, cum se culcă spațiu noaptea? Da, mă, cum era. Cum se scoală găină. Cum se scoală așa? Nu știu că nu este așa. Am zis că n-am noroc. Hai, Cosmin. Dar nu, ce-a fost ăsta? Scoală. Scoală. Hai zi. Dar nu știu cum se scoală, mănâncă, cum se culcă, mănâncă. N-am auzit să zic ala asta. Nu? Ești pe aproape. Găină, nu știu. Scoală, mănâncă, când se culcă. Ia, doarme. Hai. Cum se scoală? Mănâncă. Cum e foame? Doamne. Cum se culcă? Cum se culcă? E sete? Nu. Cum adoarme? Cum adoarme? Păi și culcă cu adoarme, nu-i tot. Dar care este esențialul acestui proverb? O să-l înțelegi când o să mai crești. Radu? Da. Foame cu se culcă adoarme. Se culcă cu adoarme. Pam pam. Uite-te, râzi. Uite la grădină. Cu o floare nu se face primăvară. Bun. Dar vreau și eu de astea. Să ții minte. Da. Toată viața. Cum a picat la tine treaba asta? Nu știu. Pe la mine a fost... E iarna. Două
fost mai multe flori. Iar roșu. Vorbește de lup și lupi la ușă. Da. Vorbești. Da. Se potrivește, nu? Da, da. Cine vrea? Adelin? Eu, da. E șoc acolo. Ce iau pe mere? Dau. Dau pe pere. Dau. Da. Bine, mă. Eu am auzit. Dar nu da. Am auzit. Uitați-vă că dau, dau. Recunoaște-l, da, Robert. Nu, 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 nu se pune băieți. Dau pe mere, dau pe pere. Nu, nu te uitați. Eu știu că Adelin este sincer. Ți-a suflat cineva? Dar se uitam. Nu, mai ales că eu mă uitam așa în jos la ea, n-am ascultat. Da, nu. Și oricum, nu, de care-i treaba? Că asta m-a ascultat eu de câteva ori. Da, crede-ți-l cu făcut. Mai mult l-aș crede pe el decât pe tine. Normal. Toată lumea. Bun. Da, chiar, Vlad, uite. 0-5. Vlad, da, 0-5. Hai că e de scar. Hai la. De ciudă că n-am nimerit. La omul sărac. Nu taci, mă, un pic să auzi, mă. Cum? La omul sărac. Și boi, nu trebuie. Și mâța ei. Hei, nu așa e. N-auzit. Se ia un punct de la fete. Nu, dar de ce, doamne? Bine. Ia un punct de la fete. La loc. De ce, doamne? Antoni, ca să respectați regulile. Nu. A spus fata. Acum că e concurs, parcă dacă v-am rugat să nu suflați, nu suflați. La omul sărac, nici băi nu trage. Nu iese fum. Nu, din bă, tu nu e bă. Ce fum, bă, fără foc. Nu iese fum, fără foc. E și melodie, măi. Da. Desorientez, nu mai. Da, măi, ce foarte. Să fie liniște. Bianca. Gata, vă rog, liniște. La tine se vede ce să pică. Da, la mine pică exact. Nu iese fum când nu. Fără foc. Fără foc. Mamă, e și melodie. Tu care ești melodiile, Andrei? Cui îl dai pe datorie, nu-ți mai intră în... Nu știu nici. Buzunar. Păi nu, trebuie să facă rimă. Datorie. Bun. Nu-ți mai intră în chirie. Asta mă gândesc. Nu-ți mai... Pălărie. Nu-ți mai intră în pălărie, nu. Prăvălie. Prăvălie. Eu nu știu de prăvălie, eu nu mă duc pe acolo. Adică un fel de bar, un fel de... Magazin. Catinca, mai pune plicuri, te rog. Ba eu. Nu-mi dați un punct că fac drumuri. Da, chiar. Să ne dați punctul înapoi. Cum? Adică înseamnă să fii lider, Catinca. De ce e să ți-l dea, nu? Păi cum adică? Nu-i corect. Trebuie să fii un exemplu. Lasă, mă duc eu și le pun. Și tu ai arătat brățara și de la voi să se ce? N-am spus. Dar de ce eu nu pot face nimic? Degeaba am arătat că tot nu înțeles. Că și el e lider. Te rog. Nu-i baie. Să fie. E. Ăsta-l voiam. Poate ăsta chiar are 100. Mamă, soacră, poamă acră. Ăla-i. Perfect! Felicitări! Nu cred că... Da, da! Nu aplaudă nimeni. Vă plac soacrele, nu vă plac soacrele. Să știți că eu m-am înțeles bine cu... Așa. Da? Dar nu a fost soacră, că n-a. Că n-a. Tu nici ne-ai ajuns la relație. Ai fugit tu. Ai plecat tu, ai părut pe terenul. Am avut și mă iubeau, să știți. Da. Catinca, sunt convinsă. Eu chiar sunt. Da. Chiar da. Tu ești. Cum? Dacă vreți, dau numărul lor. Păi n-a fost Bianca. Sunt șase fete și nu șapte. Da, noi suntem șapte băieți, da. Să ne povestească cum ai fugit, cum ai putut să te îndrăgostești. Gata, nu s-o supăra pe mine. E gol. Tu pui plicuri, tu n-ai. Făceam salată. Dași cezarului ce este al cezarului. Da! Te rog, Ionuț. Pune celelalte două. Băi, ce v-am încălzit, mai vreau. Sambele negre. Vă fi panel, fum. O nimerit mai la tine. De ce ori trebuie să jucăm? Pentru că le sunt 6, noi 7. Da. Mai joacă încă o dată Giulia. Ok. Da, da, da. De ce eu? Ești prima. Sau cine vrea de la voi.
o face ce face Popa. Ce ce spune, frate? Nu știam cum să zic, l-au știam. Nu face ce? Face Popa, face zice Popa. Ce zice Popa, dar nu știam cum să zic. Ce spune? Lasă că a pierdut și el în punct și am zis să nu zic. Ce mă, da aia, mă. Ia sau cine vrea de la fete? Nu știu, aici o șmecher dacă... Hai, Julia, Julia, hai. Nu să-l ajut să tragi din gură. Cum să-l ajut? Ei, ce faci, frate? De ce urmează? Dar pe bune din gură și când vor. Gata, verde, cu noroc. Gata. Nu mai vorbim nimic, frate, stai. Oprește-te, Giulia. Da. Ce s-a întâmplat? E prea figurant. Când vorbesc o dată, sare sus, dar vorbește tot timpul, da. Nu ți-o oprești odată. Dar ce i-am zis, este mă, frate, că e reacție. Să-l lași. E reacție, e o simplă reacție. Păi dacă stai astea simple și nu le știi. Dacă nu știe, nu știe. Da, și nu trebuie să faci de asta. Da, mă, nu mai zicem nimic, ca sunteți... Niciodată nu vă jocăți cu voi. Haide, dragi, ce v-ați luat? Cu trandafirii voi, frate. Sunteți sensibili. Stai, nu vorbim de nimic. Am mai auzit fraza asta. De el e vorba. Auză-l și pe asta. Hai, Giulia, spune. Extrage al plictării. Nu cred. Zil și pe ăsta ca să arăți că știai. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Cum extrage al plic? Asta a fost strategie. Ca să asta nu se pune, să știi. Vorbești cu Cosmin? A avut timp să se gândească. Bă, dar eu să vorbesc cu Cosmin, dar zici ce vrei, Robert, lasă-mă. Așa-i zic și eu. Că dacă tăceai, deci dacă pe ăsta nu mai știu. Unde nu-i cap, vai de picioare. Bravo! Bine zis. Giulia, fața noastră! Te iubim! Care e scorul până acum? Așteaptă, că nu... Wow, Robert! Vreau să arate că e nervat. Da, da, da. Da, da. Ai zicat, Robert, s-a întâmplat ceva acolo. Mai încet. Te doare degetul? S-a întors? S-a... S-a lovit? Cine fură azi un ou, mâine fură un bou. Ce ai arătat? De ce ai arătat așa? Na. E oglinda. S-a întâmplat ceva? Nu, sunt bine. Vrei să rupi și coata? Arăți spre Cosmin? Mie mi se pare că arăți spre Cosmin. Cine fură azi un ou, mâine fură un bou. Și ce arăți în coa? De ce ești nervos? De ce te-ai enervat? Nu, nu m-am enervat, sunt ok. Arăți ceva de... Este un simplu joc. De ce face figură la mine? De ce figură am făcut, mă, frate? Ești măscărici? Păi zic. Cine e ăsta de mă face măscărici? Antoni, de ce te bagi în discuția lor? Da, ne arată bun și ne arată și încoa și face reacții și rupe. Nu a arătat în culo, tocmai a răspuns la întrebare. Haide să nu fim așa sensibili și să ne îmbrăcăm gros, să nu răcim mâine. Că mai nou suntem o gașcă de sensibili aici, nu știu ce se întâmplă. De ce ești nervos? Este un simplu joc. Pentru că sunt pus în posture... Nașpa aici, mă jignește lumea constant și nu primez nici pedepse. Nu s-a spus că cine jignește direct descalificat, păi, aici a lăsat să definească pe oricine. Niște susținători și nu ți s-a primit nicio pedeapsă. Nu a jignit susținător, ce spune ăla? Vorbesc și eu. Material. Păi, da, n-am vântul ăla, acest apelativ, da, poate fi considerat și acesta. Și măscăriciu? Ba da. Asta, frate, că și Pup poate să fie. Dar în momentul în care tu ai această atitudine și ajungi la o astfel de discuție cu ei, tot să bagă, de câte zile să bagă peste mine, nu vedeți? Dar cine de câte zile vă certați? De câte zile vă certați? Te întreb pe tine. Păi nu vă ascultă, bombă-ne el, ce să fac? Dacă... Nu vorbesc cu el. Păi da, dar el vorbește peste dumneavoastră, nu vă aud. Cum să nu mă auzi? De ce așa cum vorbeați în gală cu mine și mă jignea Laurențiu tot timpul la ureche și nu mă auzi. Dacă ești, te-am făcut, frate. Ce anume? Eu cum te aud? Dacă mințeam. Pune că sunt cum m-a făcut. Eu cum te aud? Mă jignește în continuare. Gata, ce Robert, de ce nu vorbești cu mine? De ce trebuie să... Vrei să continui subiectul, răspunde la întrebare. Dar cu ce? Păi spune că sunt cum a făcut. M-a jignit în gală. De ce s-a stupă unul pe altul? Dar nu s-a stupă nimeni, omule, dar astea sunt. Niște f***ați știu că n-au șansă. Gata! Unu, să mă duc să iau eu? Paran. Nu. Mă jignește în continuare. Unu, unu. L-ai făcut nu e o jignire. Nu? A, la tine e însușire. Nu mai tu catalog e jignirile. La el e însușire atunci, nu e jignire. Ce facem? Ne strângem aici ca să jignim? Păi pe cine, cine a jignit? Păi de unde a plecat? Păi de unde a plecat? Cine ce aveți? Păi de unde a plecat? M-a făcut măscărici, acum cum? Păi n-ai avut scurtă la mână când ai arătat în coașă, ai zis de bou? Am arătat la cine am arătat? La Cosmin. A, s-a părut că l-ai numit părut, așa? I s-a părut, asta vi bună zis, i s-a părut. Mie nu mi s-a părut. Okay. Bun. Robert, da. Ne-am strâns aici, ne-am jucat, am râs, n-am râs, am glumit, n-am glumit. Bun. Toată lumea era detensionată. Până când ai început tu să fii foarte tensionat. De ce? Că nu te-a jignit nimeni în acel moment. Te-ai ridicat, ai vrut să pleci cu tot cu roată, de ce?
Eu sunt de vină, știu. Nu, te întreb de ce. Da, pentru că Cosmin se bagă mult în viața mea și nu știu de ce. Nu a fost așa, i-a suflat Cosmin, doamna Andreea, lui Ionuț. Nici măcar n-a suflat, frate. Și în momentul ăla, Robert a intervenit și s-a luat de Cosmin, domnule, că de ce se bagă peste tot și ce explică cum ce s-a întâmplat? Pentru că el măcar îmi explică, tu nu faci asta. Bine, atunci explică tu adevărul, cum a fost. De ce ești nervos? De ce te-ai tensionat dintr-o dată? A fost. Da, m-am tensionat degeaba. De unde tensiunea asta? Ai grijă că o să cazi. O să zici și eu, cred. Ai gata. Mă amenință. De unde? Amenințare. Este? Nu este ce amenințare. Da, uite-te la el. Tu mă ceri pe mine, uite-te la el. Depinde de unde cade. Zici că te cert eu? Păi uite-te la el. Gata, e unghi amoros acolo. Dacă stau să mă gândesc. E unghi amoros? Uite-te de aici. Este gelos? Cosmin, da. Eu. Robert. A glumit. Pentru ce? A, Robert. Pe Cosmin? Pe Cosmin, că place pe cine? Nu, de Gatinca? Mă gândeam la Mihaela mai degrabă decât la Gatinca. De ce? Robert te-a zis în față lui Cosmin în casa băieților că nu. Bun, mai este o... mai trebuie să mai extragă o fată ca să fie egalitate. 14-14. Cine se oferă? Tot Iulia, da. Hai, Julia, mai am nimerit pata. Julia, în acest moment băieții au 7 puncte. Voi aveți 6 puncte. Tu poți aduce egalitate. Păi și cum? Sau nu? Terminăm egal-egal sau? Hai, și ghicește-o. Este rundă de departe. Ca să nu ne mai certăm. Ca să nici nu mai merge. Nu mai merge. Asta n-a fost un mârtit de roată. S-a strigat roata. Ce mai opri? A. Da. Mai are... Bine, nu contează. Trebuie să dau un... Ba nu, că ăsta s-a mutat. Lorenzo, ajută-o. Doamna Andreea. Da, păi dragi un pic. O să o repare Robert. Dar nu se mai oprește. Nu, că s-a rupt. E ruptă. A ruptă aici, uite. Vezi? A ruptă, da. E ruptă. Deci gata. Extrage-l pe care vrei tu. Ia. Nu e corect. Bine, unde se oprește? A extras, gata. Laurențiu, fugi de acolo. Fugi! Nu, nu spune. Ai. Fugi! Citește. Plouă în mai. E un măgar. Nici eu nu știu. Dar așa era. Nu. Concentrează-te, liniște. Eu am voie să explică, poate n-a înțeles. Fii atentă. Jocul cuvintelor. Dacă plouă, se întâmplă lucruri bune, nu? Dacă plouă, rânele cu... ține acolo, trebuie să aibă rimă. Deci gândește-te. Plouă în mai... Crește mălai? Ești aproape? Ce... Mălai. Mănâncă mălai? Nu. Duci! E pentru noi. Mănâncă mălai, că face se... Nu, nu e corect, nu e corect! E corect! Bate! Păi da, o zic el. Da, te rog. Da, dar fratele meu, el nu s-a supărat. Păi da, a zis doar mănâncă. Nu, mănâncă mălai, o zic. E, la urmă, poate doar mâine. Dar eu vreau să fie egalitate. Avem egalitate, așa-mi place. Câte plicuri am în mână? 2, 4. Deci, prin urmare, n-a câștigat nimeni nimic. A, de ce? Experiență. Experiență, relaxare. Și un nou conflict. Asta e proverb. Da. Ne vedem mâine în gală. Tot aici? Mai sus un pic. Vreau mâine tot aici la piscină să veniți dacă se poate relaxați, dar cu vreau să veniți pregătiți pentru orice. Adică eliminare. Deja mi-e frică. Ce fel de eliminare? Dublă, triplă. Dublă. Quadruplă. Vreau să veniți pregătiți pentru orice. Nu am o rochie. La... Vreau să nu aveți niciun fel de așteptare și totodată foarte multe așteptări. Trebuie să-mi strâng bagajul. Dacă vrei. De ce? E la mod acum asta? De ce? Dar vezi că eu îl strâng de mod. Da? Facem asta? O să fie o gală grea. Atât vă pot spune. Ma... Nu mai vin. Pot să lipsesc mâine. Nu. În această notă relaxată, ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Vă dorim o seară minunată și ne vedem mâine de la 16 și apoi de la 19. La revedere, seară minunată! Ești băiat să aplaud. Și ai tras de roată gândindu-te la gala trecută? Nu, am tras de roată ce se întâmplă în ultimele zile. Că tot încearcă să mă instige. Vezi că vorbește spaniolă și până să vină Adelin, italiana mai seamănă cu spaniola și eu te aud ce vorbești. Eu italiana o înțeleg și vorbeai cu prietenul tău în vestuariu despre Giulia, niște cuvinte oribil de rele. Pe mine. Regina. Așa o zic. Doamne ferească, Dumnezeu, Robert, oprește. Te rog. Frate. Robert.
Adelin minte. Antoni minte. Ionuț, prietenul tău, minte. Ce am zis, că dau în toți? Cum adică dau în toți? Nu știu, am fost acolo. Ce nu mai poți? Te-am auzit șoptind, nu mai pot. Te deranjează discuțiile astea?